prieteni ai hazului. La mulți ani cu sănătate, că e mai bună decât toate. Și să aveți prosperitate. Dar mai ales să aveți mereu zâmbetul pe buze, pentru că nu e așa? Cel mai bun leac pentru a trece peste orice necaz al vieții este o glumă bună. Urmând idei, vom continua și în această ediție a Galei difuzarea celor mai reușite momente comice păstrate în Filmoteca de Aur a televiziunii române, dedicate sărbătorilor de iarnă. Chiar așa suna, prieteni, un anunț de crainică în urmă cu vreo câteva zeci de ani. Emisiune dedicată sărbătorilor de iarnă. Și știți de ce? Fiindcă de sărbătoarea Crăciunului nu putea fi vorba în acea perioadă. Și totuși, potrivit titlului avangardist, dar extrem de inspirat al unui spectacol de varietăți din anii 80, afară-i vopsit gardul, înăuntru-i leopardul, maestrii umorului, actor de geniu și deopotrivă scriitor de sketch-uri și cuplete comice de mare talent, își dădeau mâna în preajma sfârșitului de an pentru a realiza programele de divertisment care să descrețească frunțile atâtor mii de telespectatori care sufereau de frig și nici nu aveau ce pune pe masă de sărbători. Iată de ce am hotărât să sărbătorim așa cum știm noi, românește, apropiata seara Crăciunului, alături de acei maeștri ai umorului, prezenți an la rând doar în programele televiziunii române. Și cum oare ar putea începe călătoria noastră fără acel monstru sacru al micului ecran, cel care dădea sarea și piperul oricărui program de sărbătoare? Așadar, abies alba pertinata coniferus, în traducere liberă, obrat frumos. În traducere îl găsim în piață mai greu. Dacă nu avem o rudă în piață, cumpărăm o rudă a bradului, moliftul. Acesta se cumpără la coadă și se scutură în tramvai. Cu ce am mai rămas, mergem acasă și cântăm cu toții: o, molift frumos, o, molift frumos. Dacă nu apucați nici molift, cumpărați un brad de plastic, care poate fi folosit atât ca gladiolă, cât și ca pom de iarnă, întrucât nu seamănă nici cu una, nici cu alta. Acasă bradul se așează pe o măsuță. Dacă este prea înalt în sus, aranjăm cu vecinul să primească vârful prin tavan. Dacă este prea înalt în jos, aranjăm cu măsuța și îi tăiem picioare. Apoi luăm măsuța și o punem în dormitor, de unde scoatem șifonierul pe care îl punem în sufragerie. Dar unde punem masa? În baie. Dar în baie e baia. Și atunci unde punem baia? În vestibul, în locul frigiderului pe care îl punem în șifonier. În acest mod simplu, pomul ajunge lângă fereastră. Aici avem avantajul că odată cu pomul putem aprinde și perdeaua. Dacă nu dorim să aprindem nici pomul, nici perdeaua, folosim cu încredere tradiționalele artificii care nu se aprind nici puse pe aragaz. Cel mai indicat este însă să împodobim pomul de iarnă cu un set de lumânări electrice, ca acestea, le vedeți. Aceste lumânări puse în priză luminează feric. Ați urmărit rubrica cum să ne împodobim și să ne despodobim locuința. Vă dorim în continuare vizionare plăcută. Revăzând acest sketch interpretat magistral de Toma Caragiu, constat că în preajma sărbătorilor de iarnă, dintre preferințele femeilor, nu mai fac parte nici bradul și nici molitul. Dar ce? Pinul. Însoțit de card. Firică, ai grijă, azi ultima zi din săptămâna politeții, nu o scrânti tocmai acum. Lăsați pe mine, știți că sunt un monument de politețe, doar și responsabil. Aveți încredere. Bună ziua! Bună ziua! Ce doriți, vă rog? O bască. O bască, vă îmi pare foarte rău, dar nu mai avem.
Cum nu mai aveți? Așa, s-au terminat. Acum câteva minute am vândut ultima bască, dar să știți că o să ne aducă din depozit. Da, ce eu sunt de acolo? De ce nu o dați? Pentru că... Pentru că nu vreți să o dați! Știu, țineți marfa ascunsă. Vai de mine, să vedeți! Ce să văd, oameni, ce să văd? Am nevoie de bască. Afară e fric, ninge, m-a prins așa fără, acasă am. Dar nu să cumpăr acum o căciulă de astracan, nu? Eu am momentan nevoie de ceva căldură și ieftin. Luați un ceai. Ceai? Frumos răspuns. Alături la raionul de... Nu, am nevoie de sfaturi. Am nevoie de bască. Te rog frumos, te văd acolo în sus, aceea neagră, de sus, de acolo. Te rog frumos să-mi aduci. O văd? Există, așa că poți să-mi o dai, da? Te rog frumos. A, dacă aveai de ținut bască pentru altcineva, nu trebuia să o las la vedere. Asta putea să-ți treacă prin cap, nu? Te rog frumos, jos masca, adică jos basca. Stați, fiți calmă. Aceea nu este o bască, este o pisică. O ce? O pisică. Foarte bine. Pisică nu-i scump și ține cald. Mai răpârle așa, dar nu-i mare pagubă. Așa că te rog să-mi dai basca. Bine, dar e o... Da, am auzit, văd. Spune-mi cât costă. Foarte? V-am întrebat cât costă. Nu înțeleg. Cum nu înțelegi, tovarășe? E în magazin, e în raft, e marfă, se vinde? Cu cât? Da, și chem sectoristul. E în detrimentul dumitale. Ții în rafturi mărfuri care n-au preț. Chem salvarea. Vreau pisica. Asta, da. Basca. Sau prețul. Nu înțelegeți că... 20 de lei. Da? Dar de ce n-are etichetă? Cum se pune etichetă? Cu un ac. Mă zgârie. Așa aspri? O, pisicare blană male. Ce fel de bască o fi asta? Păi v-am spus, asta nu este o bască, asta este o... Și de-aia cer 20 de lei? Păi, dar de ce nu vă uitați să vedeți că e o... Asta nu te îndreptățește pe dumneata să cer după bunul din tale plac. Să o evaluez. Auzi, 20 de lei. Bine, da 10 lei și o luați. Aha, dacă mai stau din țel, mi-a dat gratis, nu? Exact. Te rog frumos, vrei să scapi așa, văd eu, nu-ți merge. Nu-ți merge, vreau preț exact. 19 lei și 42 de bani. Aha, restul să cipești vrea ta, asta că știu. Prețul exact, da pisica. Hai, Vasilică, hai că vrea să te ia tanti, drept marfă, hai. Dă-ți-mi eu că vreau să o încerc. Ce să faceți? Vreau să o încerc, e ora 8 și... E ora 8? E ora închiderii. S-a terminat ziua, s-a terminat săptămâna politeții, așa că vă rog să lăsați pisica aici și la revedere. Vă rog, dacă nu plecați, avem și un câine. Ce număr? Pe vremuri, în ajunul Crăciunului, sosea și moșul, îmbrăcat în roșu. Lui îi se spunea Moș Gerilă, fiindcă nu venea din sătucul lui Santa Claus din Laponia, ci tocmai din înghețata Siberie. Dar bucuria noastră a copiilor, ce așteptam darurile, era imensă. Permiteți, Moș Gerilă. Îmi pare bine, Moș Crăciun. Moș Crăciun? Ia spune, tovarășe Moș Crăciun, ți-ai îndeplinit sarcinile pe 92? Domnul Moș Crăciun, dar dumneata cu ce ocazie pe la noi? A, cu ocazia sărbătorilor de iarnă. Ți s-a expirat mandatul de moș nomenclaturist. Mi s-a expirat, pardon? Am scos recuzita de la naftalină, am trecut cei 3% pragul de... și am intrat în Parlament lângă ceilalți moși gerilă de roșu. Perfect! Și acum când ați cu toți, obrat frumos, obrat frumos, cu cetina tot verde. Na. Verde? Ia spune, Moș Crăciun, dumneata ești de stânga sau de dreapta? Nu, eu sunt de centru, că stau central în primăverii. Păi atunci ce atunci dumneata nu? Eu am adus un nou prim-ministru, un nou guvern și am luat directorul de la televiziune. Dar m-a dat ce-a adus? Eu? Am adus carnetele roșii înapoi și le pun cadou în cizmulițe. Păi da, și eu, dar de unde cizmulițe? Că cu banii pe care îi dau pe pereche de ghetere de-astea, cum zice, liberalizate, mi-am cheltuit toată leapa de Moș Crăciun. S-a dus! Păi nu te-ai privatizat, tovarășu? Ba da, băi, cumpăr și îmbar daruri pe barba mea. Dar văd că n-ai barbă. Păi cum se... Păi nu știi cât costă un pachet de vată?
Aoleo, nu se mai poartă tovarășii barbă? De mult, ce să mai... Atunci să ne conformăm? Păi am văzut că și covrigii sunt altfel. Pe vremea mea covrigii erau covrigii. Păi, dar nu că ăștia sunt covrigi de tranziție. Au gaura mai mare decât covrigul. Pe cuvânt. Auzi, colega, da, dragul meu. Ieri când am plecat de acasă, așa, am lăsat pe masă 1000 de lei. Și când m-am întors, am găsit numai 500. Să fi fost vreo minune sau să fi intrat vreun hoț? A intrat inflația. Ah, dar parcă mi-aduc aminte că dumneata strânsesești niște bani pentru o sanie cu zugălec. Păi da, cu devalorizarea asta leului nu mi-a mai rămas decât bani pentru zugălec. Apropo, dar voi ce mai puneți în pom? Păi, zaharicale. Zaharicale? Păi de unde? Că nu s-a dat cota de zahăr din aprilie. E, atunci o să punem jucării. Apropo, am auzit de niște păpuși care zic mamă, mamă. Mamă, mamă, ce scumpire. Da, beculețe electrice puneți? Nu, că s-a scumpit curentul electric, nu. Dar beteală? Beteală? Păi e mai scumpă decât urechi de mireasă, băiatul. Dar artificii? Păi alea nu iau foc nici dacă le pui în paragaz, boș. Pe vremea mea se purta, era la modă, vigilența. Acum se poartă prezidența, transparența, coerența. Și scadența. Am auzit că unii îl cam regretă pe Moș Gerilă. Ce bine, pe Moș Nicolae. Ia-l, știi ce? Eu propun totuși să facem un referendum. Cu bile! Exact! Cine este pentru Moș Crăciun, bag o bilă albă într-o urnă albă. Și cine pentru Moș Gerilă, bag o bilă neagră într-o urnă neagră? Nu, dar un fel de alba-neagră. Alba-neagră, alba-neagră. Exact. Și după numărătoarea poturilor? Cel care a adus bucuria și veselia în casa oamenilor este Moș... Este Moș... Este Moș Crăciună! Simți, Oli? Nu. Ce? Miroase a Crăciun. Vine Crăciunul. Doamne, ce mă bucur! Brad, cadouri! Vin fiert. Vin fiert și plec calm. Nu înțeleg. Nu înțelegi. O să-ți explic eu. O să-ți fac un desen ca să pricepi. Dar ascultă la mine, visător bețiv ce ești. Anul acesta, adio Crăciun. Gata, spun stop. Cum adică adio Crăciun? Uite așa bine. Nu vreau să mai aud de Crăciun. M-am săturat de atâta alergătură, cumpărături, cadouri și mai ales de Brad. Dar ce ți-a făcut ție Bradul? Ce mi-a făcut Bradul? Mai bine zici ce mi-ai făcut tu. Ce m-ai făcut? Că în fiecare iarnă, hai să mergem la pădure să luăm Brad. Ace în ochi, copaci căzuți pe picioare, dat de rostogolul pe potești de munte, ca să nu mai spun de frig și de nas înfundat. Gata, nu mai vreau să mai aud de Crăciun. Păi și ce o să faci? Te închizi în casă? Îl răpești pe Moș Crăciun? Nu, o să mă duc în țările calde. Când tu o să dârdii de frig în jurul Bradului, eu o să fac plajă pe malul mării. Dar ce, în țările calde nu se ține Crăciunul? În primul rând, cireașa necoaptă ce ești, Crăciunul nu se ține, că nu e spectacol de varietăți. Crăciunul este pur și simplu și în al doilea rând Crăciunul nu se ține. Și în al doilea rând Crăciunul nu este, pentru că e cald. Și dacă e cald, înseamnă că nu e zăpadă. Și dacă nu e zăpadă, cu ce sanie mai vine Moș Crăciun, a? Nu, pentru că Moș Crăciun zboară cu sania, nu alunecă pe zăpadă. Bine că ești tu priceput la săniu și față de rencești. Pe unde intră Moș Crăciun în casă? Pe horn. Exact. În țările calde, așa cum le spune și numele, e cald. Drept pentru care nu există ce? Frig. Bravo, intelectualitate la apă ce ești. Și dacă nu e frig, ce nu există? Căldură. Nu există sobe. Și dacă nu există sobe, nu există coșuri. Și dacă nu există coșuri, nu există fum. Stănică, stănulică, prietenul, tu vrei să mă omori cu zile? Nu, păi de ce să te omori, că tu ești prietenul meu cel mai bun? Păi și atunci, dacă nu există coșuri, nu are pe unde să intre Moș Crăciun. Deci nu vine Moș Crăciun. Ai înțeles? Am înțeles, am înțeles. Și pentru asta te duci tu până în țările calde? Da. Păi eu am o idee și mai bună. Desfințează soba din casă, că tot au ajuns lemnele mai scumpe decât mobila Ludovic al XV-lea. Zidește și coșul și gata. Nu mai vine Moș Crăciun.
Ai dreptate. Și dacă e frig, îmi pun calorifere și centrală pe gaz. Pe gaz? Ha! Păi de unde gaz? Tu nu te uiți la știri? Adio gaz. Centrală eoliană de aia cu elice. Și te rogi să bată vântul. Și dacă nu bate? Atunci te uiți la ea și fluieră așa a pagubă. Poate începe să se miște elicea. Eu zic să exersezi de pe acum. Uite-te, ridică-te în picioare, așa. Să zicem că acolo e centrala eoliană. Hai, fluieră ușor a pagubă. Crăciun fericit! Crăciun fericit, Stanley! Dar brad tot nu-mi iau. O să pun 2 mere coapte și 3 bomboane colorate în ficus și o să cânt cu ficus frumos, ficus frumos, cu frunza ta cea verde. Și acum, dragii mei amici, am un sac cu povești pentru mașini mici. Sunt povești de demult, e adevărat, însă au puțin și mare cum sunat. A fost, a fost odată, o fată micuță, o fată, la drum din zori plecată, bunicuța ei o aștepta. E vorba de o fetiță, cingașă ca o garniță, avea pe căpșor o scufiță și merinde bunicii ducea. Scufița roșie! Vai de mine, vai! Nu, 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 te speria! Vai de mine, vai! Eu sunt lupul cel blind! Nu, nu, nu vreau să mănânc pe bunicuța ta! Mă mulțumesc cu merindere din coș! Ce ai acolo? Chifteluțe în sos tartar, ah, sărmăluțe cu orez, ah, și cambulă cu maionez. Cu maionez? Da. Sunt de casă? Nu, sunt de la gospodina. Ah, atunci trebuie să mănânc pe bunicuța ta? Ea e de casă. A fost odată o prințesă, nu Lili, nu Mili, nu, nu. Prințesă din altă piesă, nu Lili, nu Sili, nu, nu. I-un vas cu o altă adresă, pe care și pruncii o știu. Frumoasă prințesă, care nu vroia pe niciun voinic de bărbat, pe tineri mereu i-au refuza și mofturi făcea neîncetat. Prințesa mea, am trecut peste 7 munți și 7 ape și ți-am adus merele de aur din grădina smeului. Nu vreau, nu vreau! Prințesa mea, am trecut peste 7 văi, am învins balaur cu 7 capete și ți-am adus cupa de cleștar cu apă vie de la izvorul fermecat. Nu vreau! Prințesa mea, nici nu știi prin câte am trecut ca să-ți aduc ce ți-am adus. Ia-o! Oh, pe tine te-am așteptat! Frumosul meu, făt frumos! Cine cine a uitat un pantofior la un bal minunat? Cine un prinț vestit, micul pantof în palat l-a găsit. Cine-i stăpâna? Pe toți întreba, ce nu șerea sa, răspunsul era. În sfârșit am găsit frumoasa mea. Să-ți încerc pantofiorul. Vai, îți vine de minune. Da, ăsta e tot piciorușul tău? Da, prea prințul meu. Dar ce s-a întâmplat cu el? Mi-am comandat pantofii la centru de comandă și acolo niciodată nu fac 2 pantofi la fel. Știam că ai mamă vitregă. Știam că ai soră vitregă. Dacă ai și cooperativă vitregă, n-am știut.
Jur că n-am fost eu. Vrem cadouri acum, nu la anul și la mulți ani. Sună și tu la steluță 7171 sau intră pe icredit.ro. Ai credit rapid până la 10.000 de lei și poți câștiga premii de iarnă. Toată lumea vrea degresantul universal Chantecler, deoarece cureți orice supeste, tot va face față. Adesea, problema sensibilității dentare va persista și va îngreuna viața pacienților. Pasta de dinți Sensodyne oferă protecție împotriva sensibilității dentare. Recomand să folosiți zilnic Sensodyne, pentru că pur și simplu funcționează. Încearcă Sensodyne. Cei care ne vizitează știu că la Penny găsesc câte ceva pentru fiecare. Săptămâna asta pregătește masa de sărbătoare cu boni. Cașcaval Rucăr, 1 kg la 29,99 lei și portocale, plasă 2 kg grame la 6,45 lei. Penny. Economisim bani, nu dragoste. Folosește acum și noua periuță de dinți Sensodyne Repair & Protect, special concepută pentru dinți sensibili, cu perimoi și gât flexibil pentru a controla presiunea asupra dinților. Alege Sensodyne și pun! Cu Spornic gătești tot ce iubești. Descoperă gama completă și noul Spornic ca odinioară, cu ulei presat la rece pentru și mai multă savoare. Simptomele de răceală și gripă îți strică ziua și nu te lasă să dormi noaptea? Noul OliGrip zi și noapte, două formule diferite, ameliorează rapid simptomele pentru a te ajuta să treci peste zi și te scapă de simptomele din timpul nopții. Ca să ai un somn liniștit, ești activ în timpul zilei și te refaci pe timpul nopții. Noul OliGrip zi și noapte. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Atât de fresh! Și atât de ieftin! La Kaufland între 21 și 24 decembrie ai Aldis salam vienez 500 de grame la doar 15,99 lei. Măsline negre la doar 1 leu și 19 bani 100 de grame. Și roșii la doar 5 lei 49 kilogramul. Kaufland! Sirop de tuse Teratus Pro Natural cu ingrediente 100% naturale. Conține miere, extracte din albă mare, pătlagină și turiță mare. Teratus Pro Natural calmează natural tusea. Promoții cu discounturi de până la 50% la CCC. Mii de produse de la Jenny Fairy, Strandi, la Soțchi, Gino Rossi, Badura și Dizzy, mai ieftine chiar și la jumătate. Cumpără acum în magazinele CCC, aplicații și pe ccc.eu. Hei ho! Te aștept la Mega să-ți umpli coșul de cumpărături pentru masa de Crăciun la preț redus. La Mega ai cașcaval de Laco la 14 lei și 15 bani și 40% reducere la toată gama Stella Artois prin Card Connect. Mega regatul ofertelor! Ha! Produse disponibile și online la un click distanță pe megaimage.ro sau în aplicație. Încearcă acum și comanda online. Un sistem imunitar slăbit nu te poate proteja de virusuri sau de alți agenți dăunători organismului. Îți poți întări sistemul imunitar cu Nouă Vita, un grup de 9 vitamine atent selecționate de care organismul tău are nevoie pentru a funcționa optim. Nouă Vita, vitamine pentru familia ta. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul. E timpul pentru un sezon proaspăt. Între 20 și 24 decembrie, la Metro găsești antricot de vită dezosat, origine Europa, la doar 47,99 lei per kilogram. Metro, succesul tău e afacerea noastră. La fotbal te bazezi pe tricoul norocos, la cumpărături te bazezi pe Visa. Cu Visa plătești oricând în siguranță. Acum fiecare plată îți poate aduce o mașină electrică, iar plățile cu telefonul îți aduc șanse duble de câștig. În continuare plătește cu Visa și câștigă! Atunci
atunci când apar probleme, suntem aici pentru a-ți apăra drepturile. Acționăm cu independență, judecând fiecare cauză în numele legii. Oameni pentru justiție. Justiție pentru oameni. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Televiziunea română și opera comică pentru copii îți aduc de Crăciun cel mai popular balet al tuturor timpurilor, Spărgătorul de nuci. Capodopera lui Piotr Ilici Tchaikovsky te va duce într-un univers plin de inocență și sensibilitate, pe care trebuie să-l descoperi împreună cu toată familia. Trăiește magia Crăciunului alături de Televiziunea română și opera comică pentru copii. Aromele savuroase și ingredientele speciale fac irezistibilă povestea sărbătorii. Călătorești pe urmele rețetelor delicioase cu povești captivante. Sărbătoarea are gust la România în bucate. Sponsorul emisiunii, Villa Franca. Târgul de Crăciun din București, organizat de Primăria Capitalei, vă așteaptă. Haideți cu toții între 20 noiembrie și 26 decembrie în Piața Constituției să trăiți sărbătorile cu inima plină. Copiii se vor întâlni cu Moș Crăciun și vor avea parte de surprize nemaipomenite, iar părinții se vor bucura ca niște copii. Târgul de Crăciun din București. Sărbătoarea prinde viață. Partener Televiziunea Română. În urmă cu vreo 20 de ani, mai mulți paranormali povesteau în cadrul Clubului Spiritiștilor despre un caz foarte interesant. Se spune că unul dintre acei spiritiști ar fi intrat cândva în legătură cu Mao Zedong. Chinezul ăla cu cărticica roșie? Exact. Da, cum s-a întâmplat? Păi a fost un accident. Ei, ce fel de accident? A dat trenul peste el la o barieră nesemnalizată. Hai că asta e bună de tot. Uite, de-aia, vezi, e bine să lăsăm deoparte discuțiile savante și să ne bucurăm de viață cât mai putem, fiindcă nimic nu face să înainteze mai repede progresul decât o glumă bună. Sau vreun citat celebru. E, cum ar fi? Cum ar fi citatele atribuite actorului Gheorghe Dinică. Țară mică, mă, câteva mese. Fraților, să bem pentru plăcerea sufletului. Beția e o artă, mă, iar bețivul un artist. Doișoară! Am zisit, doriți nota? Încă nu. Ia loc și nu mă întrerupe. Beția e un act artistic. Notează asta, doișoară, nu sta de lemtănase. Da, act artistic. Excelent, ai notat? Da. Dar pot apărea și capcane. Notez? Asta nu, și nu mă mai întrerupe. Un bun prieten al meu, artist cu reputație în beție, care poate oricând să dobare orice record ale prietății, a avut ghinion. Se mai întâmplă. Ce să faci? Îmi vine să plâng. Îmi turna și mie o pahară, vă rog. Cu plăcere, dar nu mai plânge, mă. Te anunț eu când. Ia și bea. Da. Și cum spuneam, în loc să-l ispitească talentul, asta notează, nu stă așa de lentănase, da, l-a ispitit demonul invidiei deghizat în cine crezi. Nevastă sa. Egal dracu. Exact. Adică el s-a însurat cu dracu și n-a știut? Umple paharul. Ca să vezi imediat ce s-a întâmplat. Da, stai puțin, mă cam sperie ce-mi spuneți. Și cum l-a ispitit soția? A stat pe urmele lui cam un câine de vânătoare, mă, pe urmele prăzii. Și a descoperit până și vinul de sărbători. Îți dai seama? Vai de mine, dar cum a fost posibil una? A fost neatent. Țară mică, 2-3 mese. Bietul om. Și a băut vinul? Mai rău. L-a făcut din om neom. Un nefericit. Vai de mine. Da, nefericit rău.
Dar mie nu prea vine să plâng. Nici nu te obosi. Privește la prietenul nostru și poate, poate te potidește plânsul. Bună seara. Mă numesc... Bine, sigur, acum... Dacă puteam, imediat la mine nu e. Că, de fapt, totul a plecat dintr-o... Eu nu mi-am putut să mă... Ce tot spuneai? Bună seara. Când a aflat nevastă mea câte sticle de vin au luat pentru sărbători, mi-a spus să le arunc. A trebuit să mă ascult pentru că femeia este omul cu care împărțim noi toate bucuriile și durerile și necaz și nenorociri și catastrofe pe care nu le-am fi avut dacă n-am fi fost căsătoriți. Sau, cum spun... Sau cum spunea un prieten de-al meu, avantajul burlacului este că poate coborâ pe oricare parte a patului. Așa că am luat sticlele și le-am dus la bucătărie. Am spus după primei sticle și am turnat vinul în chiuvetă, afară de un pahar pe care l-am băut. Am spus după din a doua sticlă și am făcut aceeași treabă la chiuvetă, afară de un pahar pe care l-am băut. Și-o tata, tot așa, cu cea de-a treia sticlă. Am scos după din a patra chiuvetă și l-am turnat în sticla paharului pe care l-am băut. Am scos sticla din următorul dop și am băut din ea chiuveta. Restul l-am aruncat la pahar, la canal, pe care l-am băut. Am scos chiuveta din următorul pahar, am turnat dopul în sticlă și am băut pe gât. Am scos din gât dopul și l-am turnat în paharul cu sticla paharului, da, pe care l-am dat. După aceea am început să socotesc cu o mână sticlele, cu alta paharele, cu alta chiuvetele, cu alta dopurile, în timp ce cu cealaltă țineam bucătăria, care s-a desmembrat. Am calculat, ieșeau 74. 74 ce? Am reușit să mai socotesc o dată și sticlele, și paharele, și bucătăriile, în afară de un aragaz și o butelie, pe care le-am băut. După ce m-am terminat, m-am culcat liniștit în lift. M-am trezit în fața blocului, cu o cratiță în cap. Copii, m-au făcut sără om de zăpadă, pe care l-am băut, că nu mă las. Chiar acum mă duc să refac calculele, calculele.
Un soț iubitor, aflat într-o delegație, într-o țară exotică, îi expediază soției sale, drept cadou de Moș Crăciun, un papagal regal vorbitor. După sărbători, se întoarce în țară și își întreabă nevasta care îl aștepta la aeroport. Spune-mi, draga mea, ți-a plăcut cadoul pe care ți l-am trimis de Moș Crăciun? Da, iubitul meu! Da, cum am avut și invitați la masă, a trebuit să mai cumpăr și un curcan. Să trăiți, domnule Vameș! Știți-vă, domnule Vameș! Da. Vreți să treceți granița cu curcanul în brațe? Da, da. Eu n-am copil și duc în brațe un curcan. L-am luat de la un leagăn de pui de curci. Era orfan săracul și l-am înfiat. Da, da. Unde îl duceți? În California, la nașul. Ce să te bucure nașul când o să te vadă. În California îl duc. Grill scrie pe tine, gicuțule, de 4 iunie, da. La iarba verde de acasă. Da, da, da. Dar poate prind din ziua recunoștinței. Atunci nașul mănâncă numai curcan. Ce o să mai behei tu? Nu, nu o să behei, o să faci glu-glu-glu-glu-glu-glu-glu. Te mănâncă nașul, nu. Dar de ce țineți așa legați? Să nu zboare. Ăsta ar fi în stare să treacă granița frauduloas. Mă, obraznicule. Da. Și-o fi corect câinele nostru că se uită așa atent la curcan. Mai lătrător. O fi un câine zoofil. Îți plac păsăricile, donjoanule. Mă mir că este dresat ca să prindă numai traficanți de droguri. De droguri ăsta? Da, da, da. Hai, lăsați-mă. Oleu, poftiți, percheziționați-mă. Mă rog, dacă... Da, da, e în regulă. Dacă vreți să deslegăm curcanul acum, da? Nu să-l deslegăm, că ăsta trece granița frauduloasă, domnule Vameș. Da, e cam un fas sub talipă. Da, umflat în pene. Nu știți povestea? Pene și curcan. Da. Curcanii sunt foarte curajoși. Unii sunt și gradați. Dar să ce grad aveți? Nu, eu sunt civil, dar ia să vedem. Dar da, ce are? Opa, ce are el aici? O punguță? Un pliculeț? Da, ce... grăunțe. Grăunțe? Cocaina. Cocaină? Știți, porumbul costă foarte mult. Grăunțele au avere. Și i-am luat cocaină. Dar ce, curcanul dumitale se droghează? Da. Da? A răcit. Aha. Și n-am vrut să-i dau un nurofen să iasă pozitiv la testul de antidoping. Și așa că i-am dat cocaină, heroină, ca să se precizească și să nu simtă când îi vine gândul ăla. Lăsați un moment să văd. Ce are el sub talipa asta? Opa! Un pachetel aici, ce mai fi? Opa! Aici avem hașiș? Da! Da! E drept! N-am vrut să vă dăm bacșiș și v-am adus hașiș. De unde are curcanul dumneavoastră hașiș? Eu știu relațiile lui, domnule Vameș. Fumează și marihuana și de toate, eu știu dacă... Băi! Băi! Da, cu mărgele astea ce sunt? Nu știți, domnule Vameș, da. Orice curcan are la gât mărgele. Uh-huh. Ăsta n-avea și am pus mărgele la gât. Da, 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 deci era un curcan handicapat. Da, n-avea mărgele și ce mi-am zis eu? Da, da. Se duce acolo fără mărgele, o să râdă curcan american de el, că ăsta e curcan românesc fără mărgele. Da, dacă, da, stai, un moment să mă, că stai, după cât te văd eu, astea prea adevărate, veritabile. Bravo! S-a plimbat mult pe plajă. Pe plajă și-a găsit scoici, le-a desfăcut cea la mărgelele. Mă, ce-ai făcut? Nebunule! Da. Norocos. Norocos, da. Da, asta ce mai fi, frate? O fi mâncat prea mult și uite ce face, da. Domnule Vameș și... Da. S-a gânățat numai diamante ăsta. O fi fost într-o bijuterie, le-a găsit pe acolo și... Ce-mi faci, mă, ce-mi faci? Ai putut să-i răbdare, mă, nesimțitule? Mă, ce-ai la nașul cât puteai? Strâng eu tot, rănesc. Ce-ai, mă, tu ce-ai? E un curcan paranormal ăsta al dumii tale, faci că e nasul mai cu piete prețioase. Domnule Vameș, vă văd un om intelectual. Nu sunt piete prețioase, sunt pietrele lui. De la ficat, de la sprină, de la asta, pietrele lui personale. Poate că... O fi ceva în atmosferă. Nu, în atmosferă nu e nimic, nu. În altă parte e. Unde să fie în altă parte, domnule? Se poate pleca, domnule Vameș? Curcanul poate pleca, dar mai rămâi puțin cu noi. Păi nu, pentru că el nu nimerește drumul. Eu trebuie să-l însoțesc, domnule Vameș. Nu se poate. Vă rog, eliberați curcanul, vă rog. Ah, du-te, bă. Tu n-ai nevoie de viză. Eu mai rămân puțin, complimente tuturor.
La revedere, jicuță! A plecat, dar eu mai pot să plec și eu, nu? Nu, nu, mata mai rămâi cu noi vreo 3-4 ani. Nu câteva minute, nu, așa nu, ce? Nu, nu. 3-4 ani! Mm-hmm. Mamă! Uite-mă ce să-mi fac, Doamne! N-aduce anul! Ce-aduce curcanul! Ce vrei? Ia te uită pe cine văd. Să mă crucesc, nu alta. Serios, dar ce zeri? Da, am crezut că ai murit. Poftim? Dar cum? Ce te-a făcut să-ți închipui una ca asta? M-am întâlnit cu niște amici comuni la o șuetă și toți te-au vorbit numai de bine. În viața mea nu m-am plictisit la o petrecere ca la Crăciunul ăsta. Parcă ne invitaseră la incinerare. Parcă nu m-am plictisit îngrozitor. Atunci de ce vrei să mai stăm, dragă? De ce? Pe din adins ca să vadă gazda cum mă plictisesc la sindrofia ei. Că despre mâncare, ce să mai vorbim? Pateule de la început erau scrum. Da, uleiul de la maioneză. Era de la de uns ușile. Valvolină. Valvolină toată ziua. Parcă imitați la masă roți de automobil, nu oameni. Da, purcelul. Ce zici tu de purcel? Te rog, nu mă aduce aminte de purcelul ăla la tavă, că pe care n-am nimic de picat vreodată în casă. Era vechi, rânced, putred. Era mort. Purcel tăiat mort. Da? Și culmea mi-i tocăninii, domnule. Îi lipsa tot ce are porcul la tavă mai bun. Coada și urechile. Pe le-au păstrat pentru ei. Pe mine mă învață ei trucurile astea. Eu le știu de la mamă. Ah, da, garoafă! Ce zici de garoafă? Care garoafă, dragă? N-avea pic de floare pe masă. Noroc că nu le-am dus noi. Ar fi zis că vrem să le dăm peste nas. Ei, nu vorbesc de garoafele pe care trebuia să le ducem noi, că ale erau splendide. Eu vorbesc de garoafa din gura porcului. Păi n-avea. Ba avea? Avea? Da, știi de unde avea? De la ordonanța maiorului care stă în curte cu ei. După ce a purtat-o ăla la urechi 3 zile, a băgat-o în gura porcului să o mâncăm noi și să ne umplem de orion. De unde știi că era de la ordonanță? Era precis. Îmi închipui. Că despre vin, ce să mai vorbim? Nici la jurământul recluților nu se dă o asemenea poșircă. Și mai ziceau că e din vie de la ei. Nici nu mă miră să fi fost. Au la vie 3 hectare de varză și zeamă, slavă Domnului, că pământul e plin de fântâni. La urmă, unui dragă, la zi vorbind, ca lume bună, nici n-aveau pentru cine se deranjeze. În afară de noi doi nu era nimeni. Eu ți-am spus la început să nici nu mergem, dragă. Ei, nu se putea să nu ne ducem. E a treia oară că ne invită. Și ne ducem. E a treia oară că ne invită, deși noi nu i-am invitat niciodată. Prin urmare, nu puteam să nu ne ducem. Eram obligați. Da. Și ceva? Ce? Uite, mie nu-mi plac obligații de-astea. Mergem și a patra oară și gata, ne achităm. Vai, că mă gândesc câte obligații avem, mi se face părul măciucă. Dar stai. În mai, de Sfântul Constantin și Elena, ziua asta, facem o petrecere mare la noi, îi invităm pe toți și gata. Vreau să știi că e bună ideea. Îi întopăm, îi împătăm și gata, scăpăm de obligații. Și vă mai așteptăm să ne invite fiecare pe rând la el acasă, dar totuși să vedem pe cine chemăm. Aici pe cine invităm? Aici ești pe cine? E cum pe cine? Păi ce, n-am eu lista? Ce listă? Care listă? Păi lista care am făcut-o când trebuia să facem petrecerea la noi și te-ai îmbolnăvit tu, subit. Ia citește-o să vedem, Așa, fii atent. Sunt în total 26 mari și 11 copii. Câți? 37 de persoane cu totul și cu noi 2, 39. Hai, mă rog, zi 40 să fie sumă rotundă. Ce vorbești, domnule? 40 de fiice la masă costă avere, domnule. Nu se poate. Nu invităm decât pe cei cărora le suntem obligați de tot. Ia, citește să vedem, citește. Așa. Păi întâi sunt 12 ai noștri. Care ai noștri? Ai noștri, frate. Care? Mama, tata, neneatică, unchiul Vasile, Nașa, Varăta cu bărbatul și cum n-ar fi cu fetele. Bun. Tai. Cum să-i trăi, dragă? Nu ți-e bine? Da, ei, domne, când îți spun, m-am săturat de familie. Dimineața până seara, familie, familie și iar familie. La Paști, familie, am nouă familie, la Reveion, familie, la nuntă, familie, la mormântări, familie, mi s-a câinele de familie. Dar ce? M-am căsătorit ca să vin birtașul familiei? În familie nu există obligații. Taie! Păi, cum adică s-o taie și pe mama? Taie-o! Ce? Ea nu e rudă cu tine sau e cu stea în frunte? Dragă, perfect. Vă zic că din familie nu chemăm pe nimeni. Absolut pe nimeni.
Cum nici pe Margareta? Păi ce am eu cu Margareta, dar ce am? E fată tânără, săraca. Și poate pune vreunul din prietenii tăi ochii pe ea și o măritam, că s-a apropiat și eu de 50 de ani, mititica. Iar asta, mă, dragă, casa mea nu-i casă de randevu. Cineva se mărite să duce la pețitoare, nu la mine, la petrecere. Ia, taie-o, dragă, la... Ia uite, am ajuns și geambași de fete nemăritate. Taie-o, taie-o, taie-o. Mă rog, gata, am tăiat-o. Mai departe, Georgescu cu nevasta, cu copiii și cu fraila. Georgescu, mitocanul care mă înjură pe toate drumurile, că am schimbat trei partide până acum. Păi și ce, n-ai schimbat? Și ce? Trebuie să stai el să-mi enumere cu voce tare? Nu, ziceai că e prietenul tău cel mai bun. Oh, era! Era când eram amândoi în Parlament. Acum nu vezi că toți se declară și mai bun prieten, că îi vor lua să-i inviți la masă? Că să-i invite și cu soacra și cu fraiera și cu copii. Mă mir că nu vin și cu surcii ca să-ți țin la intim. Taie, dragă, taie. Mă rog. N-am nevoie de prieteni și acolo să mă ajungă în viața lor în Parlament. Taie, okay, gata, afară, l-am tăiat și mai departe, mai departe, ia și mai departe. Maiorul Popovici cu nevasta și cu soacră sa, generăleasa. Pe soacră sa taie-o. Nu se poate. Tai-o pe soacră, nu știu să tai pe soacră sa? Pe cataplasma aia care fură jocării și nu pune miza, hai da de. Bine, dragă, nu putem să-i chemăm fără ea, tocmai acum când s-a hotărât să-și facă testamentul. Dacă le convine, bine, dacă nu... Nu m-am nicio obligație față de Maiorul Popovici. Nu m-am niciun frate pe care să-l amâne la recrutare, că și-a făcut toți armata. Ia, tai, mai departe, tai pe ăștia, tai, afară, mai departe. Mai departe, i-am tăiat, gata. Păi atunci, dragă mea, dacă tai pe toată lumea, de ce am mai scris-o? Păi eu nu înțeleg. Ori faci și chemi, ori nu faci și nu chemi. Dacă să faci și să nu chemi, așa ceva nu se poate. Fii și tu odată logic. Ia, stai puțin. Ce obligație mă față de toți oamenii ăștia? I-am obligat eu să ne invit la masă? Nu! După ce ne-am făcut cinstea și m-am dus, n-am nevoie de nimeni. Tai pe toți! Tai și lista! Păi suntem și noi pe listă. Tai și pe noi! N-am nevoie de nimeni! Și decât să cheltuiesc cu avere ca să-mi buib jumătate de București, mai bine de ziua noastră și ce facem? Ce? Te invit la o grădină. Mâncăm amândoi câte un mititel, facem un chef în doi de se duce buhu. Da, poate să fie bună ideea. Vedeți? Nu, dar nu se poate. De ce vă spun? Dar ce avem bani de cheltuit pe obligații? Mă gândesc că nu-i bine de ziua noastră să ieșim în oraș. De ce n-ai bine? De ce? Poate ne vede cineva și crede că din calicirie n-am stat acasă ca să nu primim. Nu, eu zic să facem altceva. Ce? Să trecem pe la tanti Lenuța, că de Sfinții Constantin și Elena servează și ea. Și cine știe? Poate că ne oprește la masă. Bravo, mamă! Și așa am scăpat de toate obligațiile! What you gonna do when I'm moving on, moving on, moving on? What you gonna do when the feeling's gone, when I'm gone? Pantișpan pufos cu miez de lapte, învelit într-un strat de ciocolată crocantă. Kinder Delis, gustarea copiilor ce au crescut mari. Azi, indiferent ce facem, avem nevoie de viteză. De ce nu și împotriva durerii? Treci rapid peste durere cu Sinocam. Sinocam acționează rapid împotriva durerilor de cap, dentare, spate și menstruale prin acțiune sinergică dintre ibuprofen și paracetamol. Sinocam. Nu ai timp pentru durere. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Când facem cașcaval Napolact, punem în el tot ce avem mai bun. Timp. Cașcavalul Napolact, făcut așa cum se cuvine. Încearcă acum și noul cașcaval afumat Napolact. Carbocit pe bază de cărbune activ contribuie la reducerea acumulării excesive de gaze intestinale prin puterea sa de absorbție. Carbocit nu lasă balonarea să te separe de cei dragi. Ferrero Rocher, lasă-te purtat de magia pe care o creează. Ferrero Rocher, o poveste magică născută din întâlnirea unor gusturi rafinate. Crocant, cremos, tentant, Ferrero Rocher, creator de clipe magice. Mama are grijă de mine, dar îmi doresc să aibă grijă și de ea. Teraflu ameliorează simptomele de răceală și gripă și contribuie și la aportul de lichide. Teraflu, ia o pauză și ai grijă de tine.
Știai că la Kaufland luna decembrie salvează luna ianuarie? Cumperi din categoriile selectate și 15% din valoarea achizițiilor se întoarce în ianuarie în Kaufland cardul tău. Între 21 și 27 decembrie poți alege din panetone și cozonaci, sosuri, sucuri necarbonatate, snack-uri sărate, bere la sticlă, vinuri, deodorante și electronice și electrocasnice. Kaufland. Când tu ții pasul cu toate, ficatul duce tot greul. Chiar și atunci când te distrezi, ficatul se resimte. Când ești ocupat, ficatul tău e și mai ocupat, având peste 500 de funcții. Hepatoprotect Forte cu silimarină susține sănătatea ficatului, protejându-l de toxine. Hepatoprotect Regenerator Forte cu doza maximă de fosfolipide contribuie la o mai bună funcționare a ficatului pentru mai multă energie. Ajută-ți ficatul cu formula Hepatoprotect potrivită. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție prospectul. La Kaufland atât de ieftin este coșul tău de Crăciun. Între 21 și 24 decembrie ai Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up la doar 12,49 lei baxul de 6 doze și El Capitan, prosop de bucătărie, la doar 10,99 lei. Descoperă caruselul cu oferte de la partenerii Kaufland Card, Vodafone și mulți alții. E timpul pentru o schimbare! Noul Fairy Platinum Plus este cea mai bună capsulă de la Fairy împotriva urmelor dificile de mâncare. Când e cod roșu de migrene, dureri menstruale sau dureri dentare, e vremea pentru Biofen Forte. Biofen Forte capsule moi cu 400 mg ibuprofen acționează rapid împotriva durerilor menstruale, dentare, de cap și migrenelor. Biofen Forte calmează rapid durerile fulgerătoare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Fresh și atât de ieftin. La Kaufland între 21 și 24 decembrie ai Aldis salam vienez 500 de grame la doar 15,99 lei. Măsline negre la doar 1,19 lei 100 de grame și roșii la doar 5,49 lei kilogramul. Kaufland. Gripa sau răceala nu te lasă să respiri? Bixtonin Xilo eliberează rapid nasul înfundat și are efect până la 10 ore. Bixtonin Xilo. Respiră liber. Medis tratează arsurile gastrice prin reducerea producției de acid din stomac. Aveam și arsuri gastrice, dar acum iau Medis o dată pe zi înainte de masă. Medis. Medis pus la arsuri gastrice. Jur că n-am fost eu! Vrem cadouri acum, nu la anul și la mulți ani. Sună și tu la steluță 7171 sau intră pe icredit.ro. Ai credit rapid până la 10.000 de lei și poți câștiga premii de iarnă. Cum primești sărbătoarea? I'm full of hope. Cu sufletul deschis, micul prinț. Amazing! Ca pe un miracol, miracol de Crăciun. You're right. Alături de prieteni, o aventură de Crăciun. You have to stay here. Cu încredere și speranță. Ailo, aventuri în Laponia. Și cu toată dragostea. Crăciun în Louisiana. I just need to change. Yes. În a doua zi de Crăciun, muzica îngerilor ajunge la oameni. La Catedrala Sfântului Iosif, singura orchestră de muzică sacră din România și din Europa, care se află sub decret eclezial, își face debutul. Orchestra Anima a Catedralei Sfântului Iosif din București, maestrul Gheorghe Zamfir și alți artiști talentați vă aduc lucrări sacre ale unor genii muzicale și colinde tradiționale românești. Concert venite Adoremus. Televiziunea română și opera comică pentru copii aduc frumoasa poveste de Crăciun în casa ta. Hai să zburăm împreună cu Moș Crăciun din Laponia până în România, descoperind cele mai fascinante obiceiuri de Crăciun într-un spectacol eveniment care va purta întreaga familie pe aripile muzicii și dansului. Trăiește magia poveștii de Crăciun alături de Televiziunea română și opera comică pentru copii. Toată
toată lumea este astăzi cu libertatea în gură. Doar că libertatea nu e să fii bou, ci să te crezi leu. Dar cum e, după părerea ta? Libertatea este să fii leu, dar să nu depinzi de vreun bou. Bună ziua! Ce mai faceți? Adică nu ce mai faceți, iertați-mă. La dumneavoastră se ridică de alea, aoleu, cum le zice, alea care au în ele... Stați mai la distanță. Da. Prevăd un scandal. Ce doriți? Am venit să vreau să... Trebuie să ridic, de fapt. Doamne, cum le zice, astea... Stați, domnule, la distanță. Azi a fost o zi infernală. Tot felul de lume, nervoasă, cu pretenții, gata să te reclame. Ah, cu valoare declarată, o scrisoare cu valoare declarată. Asta, da. Aveți aviz? Da, bineînțeles că l-am. Aoleu, unde l-am pus? L-am pus aici, l-am. L-ați pierdut? Nu, cum să-l pierd? Umblați cu actele poștei ca și cum ar fi șervețele de masă. Ah, gata, l-am găsit, uitați-l. Mă mir. Ce faci, domne? Ce s-a întâmplat? Stai la distanță, ți-am spus. Mai stați. Cu SVD-urile astea nu știi niciodată, trebuie să vă caut plicul. Da. La ta știi ce conțin SVD-urile astea? Nu. Pot avea în ele tot felul de acte secrete. Și sunt indivizi care ar da orice să pună mâna pe ele. Da. Vin, se îmbrâncesc, țipă, fac scandal, ca să-ți atragă atenția, să pună mâna pe un plic din ăsta. Da. Stai, domnule, la distanță când îți spun. Te bagi așa în sufletul omului. Iertați. Sunt funcționar. Asta e. L-ați găsit? Oh, da. Ce mă bucur că l-ați găsit. Da. De unde trebuia să primiți CVD-ul? Poftim ce? Scrisoarea cu valoare declarată. De la Craiova. Dom'le, în principiu așa de greu. Ce meserie ai? Actor. Actor la teatrul... Actor? Da. Eu mă gândeam că artiștii sunt mai... Mă rog, nu mă privește. Cine vă trimite CVD-ul? Ce anume? Scrisoarea cu valoare declarată. Tata, am fost în turneu cu teatru și am fost trecut pe la ei și mi-am uitat toate actele la ei acasă. Am înțeles. Da. Dați-mi mie buletinul de identitate. Păi, de unde să vă dau buletinul? N-aveți buletin de identitate? Păi, nu v-am spus că mi-am uitat toate actele la ei acasă când am fost în turneu și... Păi, și ce să fac? Cum să vă eliberez CVD-ul dacă nu-mi dați buletinul? Dar vrei scandal? Nu, domnule, dar ce crezi că eu am două buletine, adică unul pe care îl pierd și unul cu care vin să ridic pe ăla pe care l-am pierdut? Nu. Dar nu mă privește, dumneavoastră ești pus pe scandal și după aia ziceți că funcționarii publici sunt așa și pe dincolo. Domnule dragă, aici sunt niște legi care trebuie respectate mai ceva ca la tribunal. Așa. La tribunal poți să-ți angajezi un avocat, dar aici avocații sunt inutili. Înțelegi? Da. Că și nevastă zice, te dai mare că ești funcționar public și când colo, da, sunt funcționari publici și trebuie să respect niște legi, niște reguli. Ai înțeles? Că altfel, da. Mă aruncă în stradă și mă mătură măturătorii, mă ia cu farașul. Și? Am înțeles. Ai, n-ai înțeles nimic. N-ai cum să înțelegi. Dumneata, n-ai cum să înțelegi lucrurile în profunzimea lor. Că dumneata ești actor. Câți actori sunteți, domne, în țară? 1.000, 2.000, da, îți spun eu. Dar când funcționari publici suntem 1.000.000. 1.000.000. Zbor eu de aici, nici n-apucă să se răcească scaunul. Că imediat se așează cineva pe el. Dacă mor eu, poșta merge mai departe. Pe când dacă o mierlești dumneata, se închide teatru câteva zile, nu? Nu, ai văzut dumneata steag în Bernă la intrarea vreunui oficiu poștal? Ai văzut? Pe când la intrarea teatrului se pune pânză neagră pe fațadă. Dă-mi buletinul. Câteva v-am spus, domnule, că n-am cum să vi-l dau, pentru că e acolo, e în plic. Nu pot. Dă-mi buletinul. Nu pot. Domnule, nu faci asta, te rog. Nu faci asta, că m-ai nenorocit. Am știut eu de azi dimineață că o să mi se întâmple așa ceva, că m-am lovit de prag. De ce pătura mea, domnule? De ce pătura mea? De ce? Alo, ce se întâmplă aici? Ce se întâmplă aici? Cum mă permiteți într-o instituție ca asta să... Doamnă dirigintă, permiteți-mi să vă explic. Încearcă piano, ești forte. Doamnă dirigintă. Basca jos. Mâine la spate. Zi. Doamnă dirigintă, dânsul a venit adineauri ca să ridice un SVD-ul. Da. Și i-a cerut buletinul. Da. Și mi-a spus că nu poate să-mi dea buletinul pentru că buletinul se află în SVD-ul. Aoleo. Toate actele. Da, am priceput. Ia-vă, domnul Piruetă. Eu? Da. Încet. Încet. Ce fel de om e? Cum nu se poate mai rău. Cum? Țipă, face scandal, e nervos, dar nu acționează. Vorbiți dumneavoastră cu el. Am înțeles. Domnule dragă, e limpede. Fără un act de identitate, trimiterea nu vi se poate elibera.
de ce nu i-ați spus celor care v-au trimis plicul să le expedieze pe numele unei rude? Pe numele unei rude? Păi ce rude? Că eu n-am rude aici. N-aveți rude? Nu. Dar un prieten, un amic, aveți. Asta da. Altfel mă faceți să cred că... Nu, chiar am, dar vă dați seama că nu m-am gândit la așa ceva, pentru că nu credeam că nu mi s-a mai întâmplat așa ceva. Vă rog, haideți fiți înțelegători. Domnule dragă, pe o rază de 5 km pătrați în jur, nu o să găsiți niște oameni mai înțelegători decât noi. Am străduit cât am putut, domnule diriginte. Doamnă diriginte, da. Taci, suschipiu. Pune-l pe bostan. Bun, zi. L-am tutuit, l-am bruscat, l-am enervat și degeaba. N-am reușit, ce să fac? Nu mai știu cum să procedez, doamnă. Păi de ce nu vă ieșiți din fire? Hm? Vă e teamă că vi se mărește pulsul sau vă crește adrenalina? Sau? Faceți-mă și pe mine să înțeleg. Cum puteți rămâne atât de calm? Pe cuvântul meu de onoare, dacă eu înțeleg ce vreți să spuneți. Dar ce e atât de greu de priceput? Nu vă duce capul? Sau ce? Dacă aș sta de vorbă cu unul de la coada vacii, aș mai înțelege că nu acționează. Dar dumneata, păi dumneata ești un intelectual. Nu? Da. Mai fi fost și peste hotare, ai mai văzut una alta. Da, dar chiar am fost, o singură dată am fost, dar am fost într-un turneu la Ulaanbaatar. Ulaanbaatar? Ulaanbaatar. Ulaanbaatar. Bun, merge și Mongolia. Sunt actele dumneavoastră, iar funcționarul de acolo nu vrea să vi le elibereze, da. Deși el e foarte drăguț. Aveți dreptate, dar ce să facă? Nu pot să-l forțez. Ia bagă-ți degetele în urechi. Așa. Mai auzi ceva? Ești un porc. Auzi ceva? Auzi, domne, de ce nu încerci să-i faci un hârști? Ce să-i fac? Hârști. Cum adică să-i fac hârști? Domnule, dragă dumneata, din câte am înțeles, ești actor. Da? Da? Nu știi să vă înfuriați, nu? Da, când rolul meu cere... Lasă rolul! Pentru un artist treaba asta este o joacă. Deci când el, salariatul nostru, o să vă fluture plicul pe sopnas, cerându-vă buletinul dumneavoastră fulgerător, întindeți iute mâna și hârști. Ați priceput? Adică cum hârști? Adică vreți să spuneți să-l... Da, asta vreau să spun, să îl... Plicul. Nu pot să fac așa ceva, domnule. Păi nu, asta înseamnă să încalc legea, iar eu nu vreau să mă pun cu autoritățile. Nu. Gora, și fii atent. O lege are două părți, litera și spiritul. Aceste două elemente... Iertați-mă, dar chiar nu înțeleg ce vreți să spuneți cu... Răbdare, că-ți explic. Eu fur un sac cu greu. E, ce spune litera legii? Am furat, trebuie să merg la zdob, dar în clipa asta intervine spiritul legii. Stop. Spiritul ăsta este distins, este elevat, este cu altă concepție despre lume. El întreabă, de ce a furat sacul cu greu acest cetățean? Să-mi hrănesc copilașii, strig eu. De ce? Se miră spiritul. Atunci se schimbă calimera. Nu poți băga la pușcărie un om care și-a pătat cinstea ca să-și salveze familia de la moarte prin inaniție și îmi dă drumul. Ei, dumneavoastră unde vă încadrați? Păi nu știu ce să zic. Păi e limpede. I-ați smuț ăstuia de la ghișeu plicul din mână ca să reintrați în rândul lumii. Nu mai foșni. Stai drept. Fiindcă se știe, un om fără actul de identitate e ca și cum n-ar exista. Deci? Aha. Deci? Faceți hârști. Dar nu acum, unde te grăbești. Scuze. Ești lacom. Nu acum. Că după hârști, imediat, trebuie să vă căiți. În schimbul indulgenței lui, spiritul legii îi cere hoțului un singur lucru. Să fie ros. De remușcări. Așa că veți spune, ai de mine ce-am făcut. Ce-am făcut? Bine, dar nu exagerați acum, nu vă rupeți părul din cap. Mă iertați. Da, oricum, spaima să se vadă pe fața dumneavoastră. Ia, să se vadă spaima. Mi-am pierdut mințile, veți spune. Mințile! Mi-am pierdut mințile, veți spune. Cum de-am îndrăznit eu un document al poștei? Al poștei! În vremea asta, salariatul nostru... În vremea asta... Nu, oprește-te. Adică el se va ridica fulgerător de la masa de scris și va intra la mine în birou, chiar fără să vadă la ușe. Acolo, unde te duci? Treci înapoi. Tu mă auzi? Mă percepi? Stai drept. Acolo îmi va relata mie cazul. Fiindcă e limpede, întrucât ați încălcat legea, ați devenit un caz. Așa, și dumneavoastră ce o să faceți? Eu? Da. Ce o să fac eu? Da. Ce o să fac? Voi analiza, așa cum fac întotdeauna, chiar și la mine acasă. După care voi decide. Vă dau? Sau nu vă dau? Aceasta e întrebarea. Pe mâna poliției.
Poliție? Da, poliție. A spus poliție? Nino, Nino. A, nu, 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 atunci nu, 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 nu. Ce nu? Păi atunci nu. Ce nu? Stați, stați, nu vă speriați. Am eu grijă să nu... Când salariatul nostru, adică el va reveni la masa lui de scris, sigur, mult mai potolit, el a raportat și a făcut datoria. Îi veți spune cu glas tremurat, vă rog, să-mi iertați. Să-mi iertați. Gestul necugetat. Buletinul. Pentru că între timp ați desfăcut plicul, v-ați luat actele, e chiar așa de complicat ce vă cerem. Haideți că se poate. Da, se poate. Pentru dumneavoastră, că artist, așa e floarea la ureche, vorba aia. Da, totuși, iertați-mă, n-ar fi mai bine să-mi scrieți niște replici ca să... Mai mare rușinea. Da, aveți dreptate. Bine, atunci haideți că o să încerc. Dar nu acum, nu acum. Da. Unde te grăbești? La Oscar? După ce plec eu? Fiindcă eu despre această infracțiune trebuie să aflu doar abia la final. Da, am înțeles. Acum, fiți atent cum procedați. Da. Bă, enervați, crescendo. Iar cuvintele le rostiți cât mai clar, să aveți dicție, da? Clar, dicție, impostație, e limpede. Capra calcă piatra, crapă în patru. Așa, acum e în regulă, Da. Încă ceva, în timpul certei, vă rog să nu faceți nicio aluzie la ce am vorbit noi. Nicio. Am înțeles, da. Succes. Mulțumesc, break a leg. Deci le luăm. Ce aveți de ridicat de la noi? Totuși niște replici scrise, vă rog. Să știți că îmi schimb părerea despre dumneavoastră. Bine. Hai. Bine, deci eu am de... Eu am de ridicat o... O scrisoare cu valoare! Adăugată! Declarată! Nu sunt crispat. Buletinul dumneavoastră, vă rog! Dar eu n-am buletin, domnule, că n-am buletin! Cum? Nu ai buletin? Nu! Ha! Ce vârstă ai, tinere? Câți ani ai de n-ai buletin? Ha? Iertați-mă, dar asta nu e la text. Adică nu știu să vă răspund la asta, că v-aș răspunde, dar... Și nu poți să improvizezi? Nu, ai cum, eu? Nu pot. Hai, domnule, improvizează și dumneata, că ești artist. Nu pot. Păi toți artiștii, toți politicienii improvizează, știu, și dumneata. Nu pot. Încearcă măcar. Nu pot, domnule, înțelege că nu pot. Să poți. Nu pot. Zeci de ani mi s-a zis, nu improviza. Respectă litera textului, cuvânt. Păi atunci n-aveai voie, dar acum ai voie. Eu am voie, asta teoretic, domnule, practic, nu, gata, știți ceva, eu mi-am pierdut curajul, eu o să fac așa, dumneavoastră expediați plicul înapoi, eu iau trenul, mă duc la Craiova și îl ridic Nu se poate, stai, nu se poate, cum, să bați atâta drum degeaba, nu se poate, improvizează, dați-mi, nu pot, e prea târziu pentru mine, vă salut! Ce faci? Nu trebuia să vii la mine să reclami? A plecat? De ce a plecat? S-a rezolvat? Nu. A îndrăznit să facă hărști? Nu. De ce? Nu e în stare să improvizeze. Doamne! Unde sunt actorii de altă dat? Vezi? Așa se face. Doi tineri căsătoriți iau cina la un restaurant de lux. Imediat după ce ospătarul le aduce comanda, soțul zice: mâncarea arată delicios, hai să mâncăm. Iubitule, dar ți-ai făcut rugăciunea? A, nu e nevoie asta acasă. Aici bucătarul știe să gătească. Alo? Mami, tu ești? Te sărut, iubito. Ascultă, dragă, aș găti azi o ciorbă de legume și un pui mușdei și nu știu cum să încep. Să fac întâi ciorba, nu? Așa m-am gândit și eu. Mamă, dar legumele sunt solide. Cum le fac eu lichide? Cu apă? Ești sigură? Ascultă, n-aș vrea să mă faci de râs. Este primul prânz pe care îl gătesc și așteaptă-mă tu o clipă, te rog, să... Mamă! Dragă, s-au dat la fum legumele, ce mă fac eu acum? Să aștept? Ah, vine singure mea
poftim, da. Vai, da, dacă vine Mircea înainte. Zo? Și altceva, ce să mai pun eu acum? Un ou? Așteaptă o clipă. Mamă, l-am pus. Auzi, să spun ceva. Era câtva și să-l sparg. Ce să fac? Să-l scot repede înapoi, de ce? Aaa, trebuia numai gălbenușul. Atunci așteaptă-mă o clipă să-l scot. Te rog, o clipă. Un moment să, un moment să... Aș! Gata! Mamă, l-am scos. Să-l sparg? Păi cu ce să-l sparg eu, drag, acum? Auzi, aș încerca să-l sparg cu spărgătorul de nuri, dar nu-mi cape. Poftim? De colțul mesii? Dragă, dar tu ai uitat că noi avem o masă rotundă. Nu se poate sparge ouul. Vai, na că l-am spart. Iubita mea, spune-mi, gălbenușul este cel galben, nu? Poți să-l pune ciorbă? Dar o fi igienic? Păi mă gândesc așa de pe covor. Sigur că da. Să iau altul. Ce, așa e rețeta? Da, o să iau și altul, dar ce trebuie să mai pun? Un cățel? Vai, dar e ciorbă de legume, mamă, cum să... de usturoi, păi de ce mă zăpăcești tu pe mine? Totdeauna mă zăpăcești. Un moment să iau un cățel de usturoi atunci și să... Mamă, fâsâie. Nu știu ce, dar fâsâie. Și așa fâsâie când pierde apa? Păi apă nu mai are de mult. Poftim. La gunoi, cu totul. Și sare, când mai pun? Să nu mai pun. Nu mai fac nici ciorba. Ei, atunci stai un moment că mă apuc eu să fac puiul. Păi nu fac eu puiul acum. Vreau să zic că să-l plimb întâi prin ou și pe urmă prin unt. Ar fi nostim, l-aș plimba eu, dar nu pot să ies acum așa, pentru că, ei, de ce? Sunt în capot, dragă, mă jenez. Tăvălesc? Păi de tăvălit îl tăvălesc, asta e cu totul altceva. Va să zic că întâi prin unt, pe urmă prin ou și pe urmă prin pezmet. Iubito, așteaptă-mă tu o clipă că vreau să-l tăvălesc puțin. Mamă, l-am tăvălit prin ou și prin unt, dar prin pezmet nu se lasă. Mă ciupește! Alegerea ta naturală de sărbători când iei masa cu familia. Team Bark Cool. Știu ce beau. Cum faci un piure de mazăre delicios în doar 5 minute? Boabele de mazăre Edenia sunt deja fierte, pasate și strecurate pentru a scăpa de coj. Le-am congelat rapid, în formă de peleți, pe care îi pui la foc, amestecând mereu și condimentezi după gust. Îți vând un pont. Dacă adaugi apă, poți face și o delicioasă supă cremă. Ai detalii pe pachet. Piureurile Edenia. Atât de simplu. La fotbal te bazezi pe tricoul norocos, la cumpărături te bazezi pe Visa. Cu Visa plătești oricând în siguranță. Acum fiecare plată îți poate aduce o mașină electrică, iar plățile cu telefonul îți aduc șanse duble de câștig. În continuare plătește cu Visa și câștigă! De la maestrul ciocolatier Lind. Irezistibile, fine și cremoase. Pralinele Lindor. Tu alegi momentul. Noi îți oferim bucuria. Lindor, de la Lind. Îți iubești blondul? Du-l la următorul nivel. Elsev Color Vive Purple, îmbogățit cu pigmenți violeți ce neutralizează tonurile galbene. Elsev Color Vive Purple de la L'Oréal Paris. Pentru că merită. Nou în România. Uroren Forte cu 5 ingrediente active. Uro, strugurii ursului. Susține funcționarea normală a vezicii urinare și fluxul urinar. Ren, mesteacăn. Susține funcția de excreție a rinichilor și favorizează funcțiile de eliminare. Forte, demanoză, afin american, zinc, care contribuie la metabolismul normal al carbohidraților. Uroren Forte. Doamnelor, ați reținut? Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj.
menține și culoare. Nu o lăsa să se stompeze. Elsev Color Vive de la L'Oréal Paris, formula acid blândă care îmbracă fibra părului. Menține culoarea vibrantă 10 săptămâni. Elsev Color Vive de la L'Oréal Paris, pentru că merită. Carbocit pe bază de cărbune activ contribuie la reducerea acumulării excesive de gaze intestinale prin puterea sa de absorbție. Carbocit nu lasă balonarea să te separe de cei dragi. E timpul pentru un sezon proaspăt. Între 20 și 24 decembrie la Metro găsești antricot de vită dezosat, origine Europa, la doar 47,99 lei per kilogram. Metro, succesul tău e afacerea noastră. Cine a spus că starea de bine ține cont de vârstă? Orice ai face, Centrum susține nevoile tale nutriționale. Alege Centrum pentru femei cu un conținut ridicat de calciu și fier sau Centrum pentru bărbați cu un conținut ridicat de vitamine din grupul B și magneziu. Centrum, marca numărul 1 în lume de multivitamine. Centrum Silver 50 Plus pentru persoanele peste 50 de ani. Acestea sunt suplimente alimentare. Citiți cu atenție informațiile de pe ambalaj. Atât de fresh! Și atât de ieftin! La Kaufland între 21 și 24 decembrie ai Aldis salam vienez 500 de grame la doar 15,99 lei. Măsline negre la doar 1 leu și 19 bani 100 de grame. Și roșii la doar 5,49 lei kilogramul. Kaufland! El este dacă. Dacă este precaut. Iar el este parcă. Parcă e mereu spontan. Fie că previi ca dacă sau tratezi ca parcă, la diaree, pe Enterol poți să te bazezi. Se ia odată cu antibioticul. Enterol pentru fiecare rol. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Te simți ca într-un hotel de lux, la tine acasă, nou de la Sano. Sanoflor Fresh Home, detergent pentru toate tipurile de pardoseli. Parfumul unic al unui hotel de lux cu efect intens de lungă durată. Alege parfumul preferat. E vreo problemă, o rezolvă Sano. Când facem cașcaval napolact, punem în el tot ce avem mai bun. Timp. Cașcavalul Napolact, făcut așa cum se cuvine. Încearcă acum și noul cașcaval afumat Napolact. Mmm, popcorn! Stai, dragă! Ai uitat că trebuie să folosim Corega înainte de a mânca? Să rezolvăm situația! Corega oferă cea mai puternică fixare și protecție împotriva resturilor alimentare. De sărbători, încearcă noua gamă de creme adezive. Dacă proteza ta și-ar dori un cadou de Crăciun, ar cere Corega. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Din poveștile lor, poți învăța că visurile sunt mai puternice decât obstacolele. Din experiența lor, descoperi cum vulnerabilitatea devine un drum către încredere. Sunt povești cu ei și cu tine despre incluziune și despre acceptare. Fără prejudecăți, sâmbătă de la ora 9:30 la TVR2. Doamnelor și domnilor, începem la Natură și Aventură o serie de emisiuni mai deosebite. Sunt locuri în care fiecare pas e o provocare. O accepți, o aștepți. Nu te temi de pereții de stâncă, de apele reci sau repezi, de zăpadă sau gheață, de locuri neumblate. E aventura ta, dar merită efortul. Natură și Aventură. Torele, cum s-a terminat cearta de ieri cu soția ta? Păi, cum să se termine Cleopatra? Foarte bine. Până la urmă, ea a venit în genunchi la mine. Aha, și ce ți-a zis? Ieși de sub pat, fricosule! Să facem reveiunul împreună la garofiță?
O să nu vin la rămâne. Da, da, vin și cu nevasta. Da, ce sunt prost, ce să plătesc două tacâmuri și să mă amuz numai odată? Nu vin singur. Da, da. E bine, dar ea te lasă? Mă las, mă plece. Ea a vrut să facem împreună revelionul ca doi porumbei, așa. Da, da, dar tu ești porumbelul călător. Hai, mă spun, până la miezul nopții, când o ia somnul, o să mă trimate singură. Da, cum o să faci? Cum? Când intru în casă? Așa. Ia un aer trist, așa, știi? Eu o să zic că... Auzi, n-ai vrea tu să mergi să petreci revelionul cu colegii, cu prietenii tăi, la local, să ciocniți un pahar de vin împreună și să... Fără tine, mamă! Nu, nu, ce lasă, că eu stau la televizor și... Și dai seama, zic, bine, mamă, dacă zici tu, da, 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 ne întâlnim la garofița. Te așteptăm, nu începem fără tine. Du-te fără grijă, vezi că așa te puși de la servici. Tot de m-a fugit, da, vreau, da. Dorul tău este legat încă și la ziua nu face pe astea cu mine, că nu te trimit la prietenii tăi. Să mă lași singură iar în noaptea de revion. Hai, lasă, te rog. Da, ai dreptate. Ce? Ce trebuie? Mi-e bine, stăm amândoi acasă, ne uităm la sketch-uri, ne prăbădim de râs. Hai să vezi. Hai, ce? Ce vreau? Să... Portofelul. Portofelul. Mi-am uitat la birou portofelul, mă duc să... Vezi că l-ai în buzunarul de la piept. Da, chiar așa e. Hai, ce, ce fată extraordinară ești, ce, ce intuiție grozavă ai, că dacă nu mă luam după tine, plecam așa noaptea păstrez, de nebun așa, să, să păstrez, să, să caut o farmacie, da, să zic, pentru că mă doare capul, să iau niște antinevralice. Știu eu una la o vorbă acolo. Vezi că sunt antinevralice în noptiere. Sunt vreo 20. Asta este. Asta este. Când te doare capul, găsești antinevralice. Nu? De-aia nici nu mai fac efect, să știi. Auzi, Edica, de ce nu te uiți tu la televizor? Da, doamne, chiar ai de... Chiar ce trebuie? Ce să... Mă, ce să mai mă... Gata, am adus să plimb pisica, nu mai stau. Pe cine ai mai văzut tu să plimbi pe pisica? Păi dacă avem câine, n-ai vrut tu să avem câine, așa, păi eu pe cine să plimb? Dar de ce nu te culci atunci? Mă, mai bine, mă, culc. Păi, de, bre, de așa, cursa. Ce cursa? Cursa de șoareci. Ce cu cursa? Mă duc să văd cine a ieșit. De unde se iasă? Cine a ieșit primul. De unde? Din cursă. Te rog, potolește. Da, dreptatea, ce ți-am, ce-am, da, știu. Spre tine, da, Mărioară, mi-ar sta bine cu mustață? Păi eu știu. Păi atunci mă duc să-mi las mustață. Unde te duci? Păi cum unde, la frizerie, unde se lasă mustață? Unde mai ai văzut un frizer în noaptea de anul nou? Așa, știi, închide, da, da, ai dreptate, dar mă duc atunci, mă duc să mă predau. Da. Azi dimineață am trecut stopul pe roșu și milițianul n-a observat. Și? Am conștiința încărcată. Auzi tu? Da. Eu zic să te liniștești, că tu la garofița nu te duci. Nu, mă, ce trebuie garofița să mă... Asta e, să mă prind noaptea așa. Ce fată cum să cadești tu și înțelegătoare așa. Nu ca cicălitoare, ca de unde vii, unde te duci. Nu ții bărbatul în lanț, așa, în lanț, ca să... Lanțul ăsta-i. S-a rupt lanțul și mă duc să-l iau de la ferometal. Noaptea e închis, mitică. Și ce? Nu există și ferometal de serviciu? Știu eu, la 061. Uite acum, uite că, na, asta-i. Alo? Alo, da, 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 să trăiți. De-alea, să-i tere, poftim? Dar cât
Eu aș veni, dar știți, aș fi vrut să stau cu soțioara mea împreună noaptea, nu? Da, dacă trebuie... Mitica, trebuie. Să știi că e scos din priză. Da? Da. Mă și miram. Cum să vorbească dacă n-am sunat? Bagă-l în priză. Așa. Dar spune-mi, de ce nu ești tu cinstit? Mario Aro? Mario Aro? Mitica, cu cine vorbești? Mario Aro? Nu mai văd. Mă duc la spital să văd. De ce nu mai văd? Și te rog, nu țipa la mine că eu sunt somnambul și cad de pe streașină. Am plecat, acum. Cine n-ai bani pe ea și cu usce asta? Unde vrei să te duci, Mitica? Uite, mă duc să-mi iau o lunetă. Pentru ce? Vreau să văd un cometa Halley. Da. Da, cometa s-a dus, Mitica. Nu-i nimic, las că mai vine. Știu. Vine, vine peste 100 de ani. Peste 100, nu-i nimic. Îmi iau baltonul și o aștept 100 de ani acolo. Da, te duci peste 100 de ani. Dar garda? Ce gardă? Păi nu sunt de gardă la servici. Păi n-ai fost ieri? Da? Da. Atunci mă duc la... Nu te duci la... Păi trebuie ca să... Nu să... S-a sunat telefonul. Alo? Alo? Da? Ce faci, mă, Mitică? Vii odată sau nu? Ai zis că nu e voastră, tăi, Mitică. Dar ce crezi, dumneata, că fac ce vrea ea? Ce-s la dispoziție? Nu viu. Nu viu nicăieri, uite. Stau acasă. Toată noaptea la televizor. Să mă uit la sketch-uri. Râd. Să mă simt bine. Să mă învăț odată. Mamico! Da, puișor. Scrie-mi o scrisoare pentru Moș Crăciun. Dar de ce nu-i scrii tu, dragul meu? Pentru că dacă îi scriu eu, în loc de cadouri, o să-mi trimit o carte de gramatică. Tătuțu cu serviciu faci de la Frankfurt de pe Maine. Ne-a ducit toate, toate noi. Și blugi și geacă de cowboy, cu etichete tarali și un cufăr plin de jucării. Și capsulilturi de lipit, bomboane, cojac și, în sfârșit, cămăși de șmecher și de hoț și tot ce este mai frumos. Ne-a ducit ce visez, tătuțu. De nu mi-aduce într-o zi tot necărmanul cât-o fi. Să nu-mi spuneți mie, țuțu, țuțului tătuțu. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. La școală merg destul de mișor, cu o pălulu tata comodor. Stau bine o oră, două, cât o fi, până mă-ntorc acasă cu un taxi. La fizică nu prea stau excelent, și profesoara nu fumează Kent, că aprovizionam direct la bloc, de două ori pe an cu câte un stoc. Pe bune, și de școală, și de carte. Băiat, adică țuțu e departe. Știu numai că a descoperit Marconi radio și casetofonul Sony. Am eu unul cu patru difuzoare, că mi-a audiat și mama mare, tot Rolling Stone-ul și tot Bob Dylan-ul, și și-a cusut la hociotă timpanul. Văd muzică și în acest domeniu, băiatul Nicu Mozart e un geniu. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. Care mi-aduce de pe mai pisoale cale lujoroai, sombrero de la mexican, pene și fulgi de indian, cartușieră și lasso. Și când ne pun arăt mișto, cum era ăla întolit, cel din dolarul găurit, insignă d-aia de șerif, cu orice preț, cu orice tarif. Mă îmbracă western, tătit puțu, de nu mi-aduce într-o zi și-un cal să am ce călări. Să nu-mi spuneți mie, țuțu, țuțului tătuțu. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. Și toți vecinii pot mărturisi că sunt cel mai țintaș dintre copii. Cu mingea geamul eu nu sparg de fel, le sparg cu plaștii, ia de la Bruxelles. Dovezi am dat lui tata de curaj,
când i-am extras mașina din garaj. Lăsând-o într-un pom, mi-a dat pupic, ca să-mi deștept și nu mi-a rupt nimic. Păi cum o să mă certe? Am vreo vină? L-am prevenit, tăticu, ia mașina. Cam și eu o poftă colosală, ca să posesc mașină personală. Noroc că mi-a luat taică-mi-o în viteză, o super motoretă japoneză. Și-am alergat cu ea după o blondă, că am sărit 5 metri de pe fondă. M-au strâns ai mei de acolo cu căruțul. Erau ca să rămână fără țuțu. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. A pus mănica mea piciorul-n prag. I-a spus cu tata, ce-a fi țuțu drag. O fi cum spui, o fi băiatul tău. Dar am contribuit un pic și eu. Tu l-ai făcut un prinț cowboy model. Încerc acum să fac și om din el. Să știe ce e drept și ce-i frumos, pe stradă cum se merge și pe jos. Iar slujba lui tăticul nu-i ușoară și evident nu-i nici ereditară. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. Oi fi eu fiul lui tătuțu. Dar mama ca un bun frate că nu mă face om întreg. Să nu-mi spuneți mie țuțu, țuțului tătuțu. Sunt țuțu, țuțului tătuțu. Sărut mâinile, frumoasă domniță! Bună ziua! Un whisky cu gheață, vă rog! Sunteți într-un spital, domnule! Da? A, atunci perfect, băgați-l direct în perfuzie! Bă, fraților, bă! Bă, să vezi să nu crezi, auzi! Bă, ce poate să le treacă la unii din cap, e minune mare, bă! E minune mare! Mă, când auzi așa prin bazme de isprăv de-a lui păcalul Tândală, nu ține să crezi urechilor. Dă-i o bag seama că Păcală și Tândală ăștia lăsară sămânță în urma lor. Păi da, că mai sunt și în zilele noastre de-al de ei. Păi stai să vezi. Acum câteva zile, nimeri eu, fără să vreau așa, puse-i martor la o ceartă. La o ceartă între nepotul meu, Sucă, și prietenul lui Saichea, lui Zăpăcitu. Adică vorba vine ceartă, că ăștia doi n-au cum să certă, că sunt cam într-o minte amândoi. Și o bag seama că la o ceartă e nevoie cumva de o diferență ceva, știi? Ca la Terezie. Ca la cântar de, adică trebuie să atârne dreptatea într-o parte, nu-i așa? Mă, din ce să-l luară ei, nu prea știu eu bine, că nimerit am la mijlocul cărmălăii când striga Saiche cât îl ținea gura. Bă, Sucă, bă! Bă, tu vorbești, bă, ce faci pe deșteptul? Parcă nu-ți spusă mie margioala lui Tolăbosu că te-a bucat și udași prunii din capul vii cu vitriol ca să-i se sui catare. Ia uite la el, mă! Tu te-ai, ce mă-ți dă nasul să te iei de mine, mă? Tu, mă? Bă, parcă nu știe tot satul că te-ai apucat de a-i mutat boul ăl de hăis cu ăl de cea, i-ai schimbat între ei, ca să faci căruța antiderapantă. Bine, căruța antiderapantă. Și că sorul ta, de vrenică ce e, s-a dus să scoate apă la fântâna popii și de vrenică ce e, a dormit cu lanțul, bânde, a tras o ciutură în fântână. Păi dacă nu vedea, da, ploarea lui Cocoșel, să neca. Păi nu, să neca, că și după ce o scoasă afară, ea săraca tot adormită era. Cine, mă, sorul mea, mă? Da, mă, sorul, dar ce te mire așa? Păi știe tot satul, că de vrednică ce anul trecut, când cu gripa aia, era săraca să curiță, să se sufoce, că era line să tușească. Mă, și ce te iei tu de sorul mea, mă, zice Saiche? De ce nu te iei tu de vară ta, de catarița lui Trei Cârlige, care asta toamnă când te bruma aia din tâi, s-a apucat și mută difuzorul din prispă în odaie lângă sobă, să nu răcească Dolănescu? Bă, zice, bă, nu degeaba, vă, zice, vouă, bă, arun Zăpăcitu. Păi ce nu știu eu că tactău când se însură, când fugi de rede, dacă nu găsă mânuși albe, s-a apucat să bage mâinile în var, să-și le facă albe, știi? Dar greși în loc să le bage în var, le băgă încăldarea cu gips. De noapte anunții, îi dete măta în gură, că altfel rămânea nemânca săracul, când se penisă, ce mai. Bă, zice, de ce, zice Saiche, nu te lua de neamurile mele, auzi? Nu te iei tu de neamurile mele, mai iau și-o de ale tele. Păi ce eu nu știu că unchiul tău n-ai alu plămădeală, s-a apucat și-a făcut gaură în zid, de-a băga coada vacii să dea mușile afară. Voi vorbiți, mă! Voi vorbiți, zice, sau Sucă! Voi, mă, care v-ați apucat, zice, de azala și godea aia de câine al vostru, lui Cartuș de. I-ați dat să mănânce mămăligă schiartă și pe urmă să bea apă rece, ca să răgușească, să-l latre gros, să sperie oță, să sperie oță la el. Bă, Sucă, bă, zice, eu în locul tău aș tăcea din gură, mă. Aș tăcea din gură, mă, când s-a apucat ai tăi să scoată măsaua de minte.
și o legare cu ață de creanța de la ușa de la graj. Și când zbici tata odată, sparsă ușa la graj în capul tău, că ușa îți deschidea cu anul încolo. Bă, saiche, ce noroc cu tine, mă, că tu n-ai ce scoate. Păi da, că la tine n-a încolțit săraca măsa. Că nu iese, nu iese la toată lumea. Să mă uită și ea la om așa, știi, să mă uită la om. Taci, mă, din gură, zice saiche. Taci, mă, că la armată, dacă nu eram eu, ai fi stat numai la arest, de deștept ce ești. Noroc cu tine, zice sucă. Păi da, noroc cu tine, că altfel ședeam singur. Da, mă, sucă, zice saiche. Da, bă, bă, multe trăsărăm noi amândoi împreună, bă. Multe trăsărăm. Mă, fraților, când îi văzui așa că trăniți, zâmbă copii, mă. Mă, împăcați-vă, mă. Împăcați-vă, mă, că n-o fi foc. Păi ne-am împăcat noi, zice saiche, dar n-are cine ne împăca. Păi zic că vă împac eu. Îi luai la mine acasă, o să iau o oală de zaibăr, știi, ca să udăm împăcarea. Mă, zic, ce aveți voi de împărțit, mă, de vă certați? Mă, de ce vă certați voi, mă? Păi musai, zice saiche, să ne certăm. Musai să ne certăm, că altfel n-avem de cine împăca, știi? Mă, zic, vă certați des. A, zice sucă. Numai așa când dăm de câte un om milos ca dumneata, să ne împace, știi? Eu, Doamne, mă, zic. Ce vorbea asta, mă? Păi da, zice, pe ce altfel ne chemai să-ți gustăm zaibărul, dacă nu trebuia să ne împeci? Mă, fi varghine în pușcărie să vă fie. Cum mă voi făcureți tot răbunul ăsta ca să-mi gustați mie zaibărul? Păi, dar cum, dar, zice sucă? Mă, fraților, dacă-mi plecare de aici la mine, strigă sucă peste gard. Bă, neamărine, bă! Bă, sâmbătă, sara, musai să fie acasă, că ne certăm rău de tot. Rău de tot, foc, auzi, venim la matale să ne împaci, că-i darul vorbirii. Auziți, mă, fraților, minte la ei, bă. Auzi, minte la ei. Dar lasă-i mâncalea sufletul. Mă, fraților, dacă nu vă place ce împăcare le fac eu săptămâna viitoare, mă, să nu-mi ziceți mie Mărina lui Juvete. Mărina lui Juvete, să nu-mi ziceți mie dacă nu vă place ce împăcare le fac eu săptămâna viitoare. Ce împăcare le fac eu lor, dacă nu vă place, nu ziceți mie. Aia e. Așteptați-o să rușu să vedeți. O veche zicală feminină spune că un bărbat fără bani este doar un prieten. Domnișoară, aș dori... Nu mai avem. Primim poi mâine. Atunci poate îmi puteți da... S-a terminat de ieri. Altceva? Nimic. Vreau doar să vă aud vorbind. Da, ce credeai că-s mută? Sunteți fermecătoare. Da. Felul dumneavoastră unic, special, în care tăiați Kaiser, în care ambalați caltaboșul. Hai, mersi. A, nu trebuie să mersi mie, nu? Pentru că eu chiar dacă aș fi vrut să cumpăr ceva, nu am fi putut pentru că nu mai posed monetar. Vedeți, toată săptămâna aceasta eu am cumpărat, iertați-mi expresia, tot felul de porcării. Așa că nu mai am bani, vreau doar pur și simplu să vă văd. Sunteți... Da, filozof și poet, ocazional. Locuință aveți? Da, locuiesc într-un tun de fir. Oh! Adică? Păi cred că întreținerea costă o grămadă de bani. A, nu, eu mă mulțumesc cu foarte puțin, ca atunci când am locuit în butoiul lui Diogene. Hă? Un câine, nu are importanță. Vedeți, atunci eram tânăr, nu aveam pretenții mari. Aha. Și locuiești tu singur? Nu, cu muza. Cu muza? Da. Păi și te las așa, nu-i supravegheat să ieși să faci curte domnișoarelor singure și drăguțe ca mine, hă? Eu cred că nu te iubește prea tare. Vedeți, când și când, cum și cum. E o ființă foarte capricioasă, așa e. Dar să știți că ea nu are nimic împotriva unui sentiment curat, a unei iubiri adevărate. Dovadă, uitați, sunt aceste câteva poezii pe care eu le-am scris săptămâna trecută cu gândul la dumneavoastră, la privirea dumneavoastră. Doriți să... Hai, dule încoace. Vă rog. Merge, l-am pachetat. Da, vă mulțumesc. Cât câștigi pe lună? Pe lună ca și pe pământ nimic. A, șomer? Ocazional. Am fost profesor, am lucrat ca profesor de educație, de fizică și de sport, dar în mediul rural. Păi și ce are sportul cu prefectura? Iertați-mă, e o întrebare retorică. A, doamne, că întrebam și eu. A, dați-mi voie să vă întreb ceva. Tatăl dumneavoastră... Măcelar. Dați-mi voie să vă copiez atunci. Oho. Dar ce ai tu cu tăticul? Nimic, vreau doar să mă întâlnesc cu el și să-mi exprim și eu față de el sentimentele mele înflăcărate. Nu, știu, știu și eu. Nu prea vorbi până acum cu filozofii. Găsim noi o cale de mijloc. Până găsești o cale de mijloc, te trezești la poartă. A, e violent. E măcelar, nu prea le are el cu poezia. Dar tatăl dumitale? De ce dat? De ce? De ce nu? Păi, ți-a lăsat și el acolo ceva? Amintiri plăcute. Și el a fost poet. Iertați-mă, pot să vă solicit o altă întâlnire? A. De ce? Știți, poate am putea să ne cunoaștem mai bine. Păi eu știu, mai bine de atât nu cred că se poate și cred că nu prea merită.
Am înțeles. Asta înseamnă că ar trebui să... Da, așteaptă și alți clienți. Hai, reveniți, vă rog. Iertați-mă. Când aș putea să revin? Mâine, când primim marfă proaspătă. Hai. Iertați-mă. Pot să aflu cum vă numiți? Hai, domnule, contează. Pentru mine contează foarte mult. De exemplu, pe mine mă cheamă Pastor Olimpiu Junior. Păi dacă te cheamă pastorul, atunci du-te, nu mai lăsa să te aștepte. Hai, următorul. Ia mâna de pe fleică. Noi am investit timp și pasiune în toate produsele noastre pentru ca tu să poți pregăti ușor o masă ca la restaurant și să impresionezi orice audiență. Ai zice că e magie. Food and Glory. Fine dining acasă. Suferi și tu de dureri articulare? Voltaren Forte Gel cu formula sa specială permite unei cantități mari de substanță activă să pătrundă profund în piele, exact la locul dureros, și oferă ameliorarea durerii articulare până la 24 de ore. Voltaren Forte, acum în varianta cu capac ușor de deschis. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. De la maestrul ciocolatier Lind. Irezistibile, fine și cremoase, pralinele Lindor. Tu alegi momentul, noi îți oferim bucuria. Lindor de la Lind. Răspunde tensiunilor cu calm în 5 minute. Extravalerianii cardio controlează atacurile de panică și emoțiile puternice. Deși an de an e aceeași sărbătoare, avem moduri diferite de a-i da Crăciunului savoare. Unii pregătesc cea mai frumoasă scrisoare, alții o ruladă cu hochland îmbietoare. Unii și-au tot timpul să admire o nisoare, alții nu mai au răbdare. Unii fac decorațiuni improvizate, alții platouri atent decorate. Sunt multe feluri de a savura ceva bun, însă doar unul e gustul de Crăciun. Hochland, bucuria gustului. Știai că la Kaufland luna decembrie salvează luna ianuarie? Cumperi din categoriile selectate și 15% din valoarea achizițiilor se întoarce în ianuarie în Kaufland cardul tău. Între 21 și 27 decembrie poți alege din panetone și cozonaci, sosuri, sucuri necarbonatate, snack-uri sărate, bere la sticlă, vinuri, deodorante și electronice și electrocasnice. Kaufland. Asta da record mondial. Da, dar mor de foame. Hai la treabă. Se taie ceapa cu rit. Așa cum dai de picioare la not. Apoi ne aruncăm în apă. Se pune capacul, dar se lasă să respire. Da, da, la două brațe. Campionii știu ce mănâncă. Cu Edenia și tu știi. Ficatul tău duce tot greul. Hepatoprotect Forte susține sănătatea ficatului, protejându-l de toxine. Hepatoprotect ajută ficatul oricât ar fi de ocupat. Când facem cașcaval Napolact, punem în el tot ce avem mai bun. Timp. Cașcavalul Napolact. Făcut așa cum se cuvine. Încearcă acum și noul cașcaval afumat Napolact. La Kaufland atât de ieftin este coșul tău de Crăciun. Între 21 și 24 decembrie ai Pepsi, Mirinda, Mountain Dew sau 7-Up la doar 12,49 lei boxul de 6 doze. El Capitan prosop de bucătărie la doar 10,99 lei și Lurpak 500 de grame la doar 32,39 lei. Kaufland. Ionuț, hai să-ți mai pun niște sărmăluțe. Sărut mâna, dar chiar nu mai pot. Am încredințat-o pe fica mea. Iar tu, refuzi sarmalele nevestii? Știți că eu am deficit de bilă și nu aș vrea să am o criză. Bine, Ionuț, faci cum vrei tu. Da, normal, sunt minunate. Ar merge una sau maxim două. Administrată după masă, Colebil pune bila pe picioare. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul. Îți iubești blondul? Du-l la următorul nivel. Elsev Color Vive Purple îmbogățit cu pigmenți violeți ce neutralizează tonurile galbene. Elsev Color Vive Purple de la L'Oréal Paris. Pentru că merită. Atât de fresh!
și atât de ieftin. La Kaufland între 21 și 24 decembrie ai Aldis salam vienez 500 de grame la doar 15,99 lei. Măsline negre la doar 1,19 lei 100 de grame și roșii la doar 5,49 lei kilogramul. Kaufland. Menține-ți culoarea, nu o lăsa să se stompeze. Elsev Color Vive de la L'Oréal Paris, formula acidă blândă care îmbracă fibra părului. Menține culoarea vibrantă 10 săptămâni. Elsev Color Vive de la L'Oréal Paris, pentru că merită. Bun venit în Unisolești, locul unde oamenilor le ies toate lucrurile din prima. Bradul este împodobit din prima, iar aluatul se transformă în forme diferite tot din prima. Însă ei se pricep cel mai bine la presarea din prima și obțin uleiul care păstrează întreaga savoare a naturii. Sărbători fericite din Unisolești! Cum primești sărbătoarea? I'm full of hope. Cu sufletul deschis, micul prinț. Amazing! Ca pe un miracol, miracol de Crăciun. You're right! Alături de prieteni, o aventură de Crăciun. You have to stay here. Cu încredere și speranță. Ailo, aventuri în Laponia. Și cu toată dragostea. Crăciun în Louisiana. I just need to change. Yes. Învățăm să avem grijă de noi și de cei de lângă noi. Prețuim lucrurile care ne țin în formă și știm să ascultăm sfaturile doctorilor buni. Să fim sănătoși. Asta e important. Le temps est comme une montagne. Tiens. Moi, timpurile se schimbă. E fugi! Omenirea a făcut salturi uriașe. Vive le chocolat! Istoria e istorie. Ei rămân la fel. Tu m-as reculé, idiot! Jean Reno și Cristian Clavier vin din vremurile în care stomatologia n-a preexistat. Vizitatorii. Dragoș, ce cadou ai primit anul trecut de Crăciun? Am primit un storcător de fructe și legume. Ia-uzi! Și? Ești mulțumit de el? Merge bine? Da, merge. Numai că de fiecare dată, după ce-l folosesc, trebuie să zugrăvesc bucătării. Ce să fac? Asta e. Clementina e la coafor și eu coafez salata, buf. Mai sparge bărbatul un lemn, mai umple un sifon, dar să gătești trei feluri de mâncare și prăjitură? Râsul bărbaților! Am ajuns. Asta am ajuns. Toate nevestele sunt gospodine, numai a mea, nu! 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 Uite, Mitică! Bravo lui! Îl ține nevasta în puf, un pai! Nu ridică Mitică, nu ca mine! Singura mea plăcere, singura mea bucurie a rămas o convorbire la telefon cu Mitică. Cu Mitică, care e bărbat în casa lui, ca în toate casele. Bărbat, cocoș, el cântă, nu găina. Cocoș! Alo? Alo, Miticuță? Da, cine? Eu sunt Costicuță, mă, băiatule! Noroc, Costicuță! Noroc! Ce faci, mă, băiatule? Ce să fac, dragă? Bine, citesc! Citesc o carte! Oh. Citește! Și e interesantă, mă! Te ține? Te ține? Nu pot să mă rup de lângă ea! Cred că s-a prins! O clipă, Costicuță! O clipă! E, un intelectual citește, nu ca mine. Alo? Alo, Miticuță, și eu tot așa. M-am sculat, am făcut un duș, mănânc ceva,
Mai trebuie sare. Sare. Auzi, miticuță, și pe urmă iau și eu un volum. Peneș. Peneș acela. Romanul meu este din Biblioteca pentru Toți. Da, ediție făcută de Oaie. Revizuită la Caimac. De marți, anul trecut. Soția ta ce mai face? Sănătoasă, nu? Sănătoasă, miticuță, la bucătărie, cu deale gospodării. O prăjiturică, minciunele. Minciunele, mitică. Cum au unii noroc? Nu ca mine. Și a mea tot la bucătărie. Da, i-am spus să n-o prind pe aici, că rup picioarele. Vorbă să fie. O mai muștruluiesc și eu așa. Pentru că, Costicuță, aici eu domnesc. Da, nu are voie să mă deranjeze nimeni cât timp citesc. Și mai ai mult la carte? Vreo două, trei pagini și dă-n fiert. Eu acum bag romanul în bibliotecă și scot altul, Moartea cu mărul în gură. Îl scot, îi dau așa un praf de făină ușor și-l citesc, fiecare cu ale lui. Ia la bucătărie și noi, intelectual, nu? O carte, o ceapă, o discuție. Aoleu, s-a ars. Cine s-a ars, dragă? Criminalul Costică. Era urmărit de mult, dar detectivul s-a luat cu ciorba, cu vorba și s-a ars. S-a prins. S-a prins de fund, de... că erau gloanțe pe jos un minut și s-a... Era pe fundul unui vas, că era pe un ceaun, pe un ocean. E tare cartea mitică, mi-o dai și mie? Păi, Costicuță, cred că am văzut-o și pe la tine, prin bucătărie, prin bibliotecă. Păi n-are nimic, miticuță, tu mi-o dai pe a ta și eu ți-o dau pe a mea. A mea este o adaptare după Sanda Marin. Pe la două e gata, cred. Se citește caldă, cu puțin sirop deasupra și, auzi, miticuță, pe la trei lăsăm cărțile și facem o tablă la tine. La mine? Imposibil. Nevastă-mea spală, rufi, și mi-e frică să n-o trezim. Hai la tine. Nu, la mine e aceeași situație. Cu minte omul la necaz. Nu, știi ce? Hai la Gică. La Gică? Poate glumești. Tu nu știi care e situația lui Gică. Care, mă? Oh, e gravă, drag. Gică nu mai e el. E ea. Gătește, spală. Cum, mă, Gică? Nu se poate. Lasă-mă că mor. Dar înseamnă că este un papă lapte. Înseamnă, ăsta nu este bărbat. Ăsta este un... Un da, un nu. Nu, nu mai zi așa, că mă apucă mila. E totuși prietenul nostru, Costică. De mitică, dacă n-a avut norocul nostru. Costică, când mă gândesc la alții, mă doare sufletul de mine. De milă. Eu te las, Costică, că mă strigă nevastă-mea la masă. Da, puiuț. Și pe mine mă strigă. Gata, gata, pusilache, gata. Săracul Gică. Stau în fața bradului, beau un pahar cu vin și sunt foarte îngândurat. Am o amantă, țin foarte mult la ea, numai că mi-e teamă ca nu cumva să-i rostesc numele în somn. Drept pentru care mi-am cumpărat o pisică și i-am dat numele amantei mele. În felul acesta am o scuză în caz că mă scap. Azi dimineață soția mea a venit acasă cu un câine pe care îl cheamă Robert. De aceea stau în fața bradului, beau un pahar cu vin și sunt din ce în ce mai îngândurat. Nu sunt la ora asta? Eu sunt! Eu! Dudu, deschide! Care e Dudu? Cine, bunii Marcicu?
Dudu, bărbatul, ce nu mai recunoști? Da, bărbatul meu are cheie, nu bate la ușă. Păi, uite că ai pus zăvorul, cum vrei să intru? Păi da, am pus zăvorul la ora 12. Acum e 3 dimineața. Nu primesc bărbați chiar dacă sunt ai mei. Ei bine, bine, am întârziat, poftim. Las că-ți explic eu. Mâine dimineața la ora 10. Marcico, deschide ușa, că altfel o sparg. Păi de ce s-o deschid dacă tot o spargi? Marcico, nu mă ține aici pe culoar, că mă vede lumea. N-am unde în altă parte. Bine, uite, poftim. Am greșit, ce vrei? Am întârziat, am greșit, uite, dăm drumul și-ți explic. Am stat gătită cu pălăria pe cap și cu biletele de spectacol în mână. Mi-ai spus că mergem la teatru sau nu mi-ai spus? Da, așa plănuisem. Dar ce vrei dacă m-am încurcat? Cu cine te-ai încurcat? Ei, a fost o problemă, nu e ce crezi tu. Dar de unde știi tu ce cred eu? Ai telefonat? Ai trimis vorbă prin cineva că nu vii? Marcico, uite, dacă îmi deschizi, eu am să-ți explic frumos și tu ai să mă înțelegi. Acum degeaba îmi spui, sunt pui macă. Mă duc să mă culc. Marcico! Marcico! Alo, domnul! Marcico! Alo, domnul! Bună seara! Să treci! Locotenent Flores cu Panait. Actele dumneavoastră, vă rog. Da, păi, da, să vedeți, eu aici locuiesc. Da? Da, foarte bine. Aici. Buletinul dumneavoastră, vă rog foarte mult. Buletinul? Da, buletin. Da. De ce țipați la ora asta așa? Păi, dacă să vedeți, eu am încercat să intru, a pus zăvorul la ușă, da? Să vedeți. Și eu nu, cum vă numiți dumneavoastră? Eu nu port cum buletinul la mine, poate. Cum vă numiți? Eu? Didi. Pardon? Dudu Dobre. Da? Din și nu aveți buletinul la mine. Și aici locul, da? Dacă nu mă credeți, puteți să... Întrebați. Alo, doamna Dudu? Eu am încercat să... Doamna Dudu? Doamna Dobre? Degeaba, eu... Nu răspunde nimeni. Da, păi... Nu, de ce încercați să mă mințiți? Păi nu, eu? Da, de ce? Dar nu vă minți. Nu aveți acte, nu? Nu, și aici locul dumneavoastră și nu răspunde nimeni. Da, vă rog frumos, poftiți cu noi până la mașină, da? O mică plimbare până aici la mașină. De ce? Așa să ne plimbăm. Eu aici locuiesc. Poate scăpați mai cu amendă. Poate nu mai cu amendă, da. Maricico, lasă. Da. Alo, Mary? Nu, da. Maricica. Hai, mă, Maricica, eu sunt Tuța. Care Tuța? Tuța, drăguța, vecina ta. Aha, da, ce? Auzi, dragă, am ascultat de la fereastră toată tărășenia, că m-a trezit și pe mine, nu? Da. Să știi că l-au luat pe bărbatul la secție. Și ce, dragă, îl omoară? Tu, dar nu-i plăcut, nu? Ai dai un telefon. Ce, că n-avea buletinul la el. Că m-am amestecat. Da, e bine, fă în continuare așa. Și crezi tu că e bine? Eu știu, noapte bună, mie somn, mă culc. Noapte bună, mă. Alo, da, bună seara, circa 2 de poliție. E, bună seara, aș dori să vorbesc cu domnul locotenent Florescu Panait. Eu sunt, la telefon, la mulți ani, sărămâna, cu ce vă pot fi de folos? La mulți ani și dumneavoastră, sărbători fericite, fără evenimente. Vă rog să mă iertați, sunt soția cetățeanului Dobre Dudu, pe care l-ați arestat acum o oră. Doamnă, nu l-am arestat. Îl amendăm pentru tulburarea liniștii publice. De ce nu i-ați descuiat ușa? Și de ce nu ați descuiat când am strigat și noi? Eram foarte supărată că a venit atât de târziu. Au și femeile hachițele lor, parcă nu știți, nu? Doamnă, vă rog să poftiți aici și să vă luați soțul și să nu mai faceți glume de astea. Da? Iar pe viitor vă rog foarte mult să verificați să aibă buletinul la el. Soția noastră. Da, mulțumesc. Alo? Alo, mamă? Vezi? Tuța? Ce-i cu tine aici, la ora asta? Ce te-a făcut să vii să mă iei pe mine de la poliție? Păi cum, dragă, dacă nevastă-ta n-a vrut să te recunoască, să vină să te ia, doar nu era să las noaptea singur la arest. Dar ce curaj ai avut, dragă, să te dai tu drept. Auzi, Maricica știe? Oarecum. Hai să vezi că nici acum nu o să-mi dea drumul să intru. Eu cunosc că e o încăpățânare. Adică nu o să-ți deschidă ea ușa, da? Nu-i nimic, dragă, nu o deschide ea pe a ei. Ce-o deschid eu pe a mea? Dar suntem vecini buni, nu-i așa? Ia stai tu să... Ia uite-te tu puțin în ochii mei. Uite că mă uit. Tu chiar mă chem să dorm la tine? Ei, Maric,
Chico. Acută. Aceasta a fost, dragii noștri, gala noastră minunată. Dacă v-au plăcut bufonii, mai poftiți altă dată, adică vineri, săptămâna viitoare, la aceeași oră, pe TVR 2, la o nouă ediție, Gala Umorului.